pe live la secund. Dacă n-am furit până acum înseamnă că e panică, înseamnă că s-a stricat Windows, fraților. Dar închei dacă am ajuns până punctul ăsta cu mulțumesc pentru abonări cu dată și ne vedem curând. Sper să reușesc să dau Matrix-ul peste cap ca să pornesc live-ul ăsta, da. Live, it's coming soon. Live, it's coming soon. Live, it's coming soon. Adică live-ul începe în curând. Dar mulțumesc pentru abonări. Mulțumesc pentru like-uri. Băi, aveți și voi grijă cu tările alea în spate, în capa și pura voastră, că arunc cu banii pe fereastră. Dar cum mă rog, fine, că nu e nimeni cu chitările. Eu când la chitară, aici am o chitară de la asta, care e mai mică, de și dimensiune așa de jucărie. Oare am lovit și microfonul? Mulțumesc, mulțumesc pentru like-uri și pentru abonări. Sunt undeva la 2 minute de aici încolo. Dacă n-am pornit până acum live, înseamnă că probleme tehnice m-au sunat toți acum. Și de la ONU, și de la NASA, și de la toți. Și de-aia nu pot eu să puneți live acum. Dar o să vin în curând. Mulțumesc pentru abonări. Salut, salut! Băi, nu credeam că vă mai prind în seara asta. De dimineață, auzi, mă, bravo, s-a obosit. Dar așa jucăm în seara asta, mai aveam puțin și făceam live-ul de la 12 noaptea. Că suntem turbați. Puteam să mai stau 9 minute și era de 12 noapte. Era un fel de midnight caller. Băi, salut, salut! M-am întors, cum ar veni din vacanță, au apărut mai multe la mine, mai multe probleme și atunci a trebuit să mă ocup de viață, ca să zic așa, și am lăsat live-urile mai târziu și astăzi am zis că mă apuc pe mai devreme cu Oli, dar acum sunt pe PlayStation 5 și mi-am dat seama că mai trebuie să mai cumpăr încă o placă de captură de la Elgato, pentru că asta nu e suficientă, ce am eu nu e ce trebuie, dar în fine, a fost dale. Chestii dale de genul, bagi PS-ul în monitor să-l setezi pe nu știu ce, ca să-l bagi în placa de captură, că stai că n-avem sunet, stai că... În fine, da, să te doare capul. Vă iau la rând, așa, Anthony, Daniel, Darius, Victor, Flame Dark, Electro, Alexandru, Daniel, Georgi, Daniel, Pelin, Art of Laur, Text, Orlando, Edward, Kene, pistosul tău, let's go. Salut, salut all. Alex cu Reaper, Adrian, Robert, Mișu Preda. Mamă, ce nume avem aici. Nu știu să zic asta. Îmi sună ING la final, dar nu cred că zic bine ING. Cred că e un J ăla, dar mă rog, în fine. Florin, Pastilă, Darius, Victor, Snake, Sasha, Petru, Daniex, Jupanezu, Boba, Balamuc, Orlando, am zis. Salut, uite și Marina. Salut, Marina. Da, bine am revenit. Îmi zice, băi, da, ideea e că am zis eu ceva de genul pe 10 în ultimul live, dar a fost bubuială, asta e treaba. A fost bubuială și atunci mă aud la tine? Oli, dă-mă și pe mine, încet. Stai o secundă. Iată. Din ăla să-mi moare telefonul și îmi trebuie un... Aba, da, mi-ai pus bravo. O secundă. Când moare telefonul, că e 12 noaptea și el nu era pregătit. Nu s-a gândit. Bă, stai mă, ce tu de gând cu viața ta? O secundă, că cablăm și pe Lena telefon. Să rezolvăm, că uite, ziceam că l-am rezolvat pe toate, dar nu e așa. Nu l-am rezolvat pe toate. Băgat, cablat, să tragă și băiatul niște curent. Curentul la urecu. Dăm așa. Zbang. Atât. Să
Revinoți. Așa tot. Ăla-i. Bun. Yoshida, da, salut Costi, de-abia așteptam să mai dai drumul la un, la un nou live. Băi, da, și eu. Și eu, doar că, băi, trebuie să mai bag niște bănuți. Asta e treaba. Mai trebuie să mai iau niște lucruri. Astăzi am luat un router, da, niște cabluri și credeam că e suficient, dar mai trebuie să mai iau o placă de captură ca să fie cum trebuie. Îmi ziceți voi dacă se vede bine, dacă e în regulă. Mie mi se pare că e ce trebuie. Pentru că acum vă zic cum mergem. Mergem, că n-am mai stat. Puteam să mai stau, să mai facem și eu pot să fac stream-ul. Deci ideea e că captura se face în 1080. Pentru că placa mea de captură Elgato nu poate mai mult de 1080. Dar în același timp stream-ul e în 2K. Pentru că n-am mai stat să mai schimb și stream-ul. Că mai îmbătrâneam. Și așa stăm aici de ceva vreme, mi-am prins degetele. Alex mă întreabă când mai rupi The Mortuary Assistant. Băi, nu știu, într-o zi, dacă l-ați mai jucat, că v-am zis, mai bag ăla, The Mortuary Assistant, dar aș vrea să bag cu voi în chat, să-mi ziceți voi, bă, faci așa, 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 ca să ajungem la final, că altfel n-aș mai trece din nou prin același final, ăla bun, de l-am făcut eu. Cristi mă întreabă dacă o să joc Scrutinized. Nu știu, Cristi, nu știu ce să zic despre, n-am auzit în viața mea de jocul ăsta. Poate ajungem și la el. Eu oricum mai am o datorie față de voi, și anume să joc LOL-ul cu voi și GTA 5M-ul. Dar de aici începe un pic balamucul la mine. Adică vă zic săptămâna viitoare cum e pe scurt așa. Încep filmările. Deci de săptămâna viitoare mă vedeți blond ca la televizor. Pentru că luni, undeva luni, marți, de acolo mă vopsesc, mă fac frumoasă și începe treaba și e bubuială un pic la mine. Deci săptămâna viitoare zic eu că aș încerca vineri. M-am uitat așa un pic pe program și ar fi vineri posibil un live. Nu știu acum dacă o să fie LOL-ul. Poate o să fac LOL-ul vinerea viitoare. Dar nu știu. Ideea e că o să fie înghesuială, după care vă anunț că am și duminică o nuntă. Deci mai e și acolo treabă. Și poate săptămâna viitoare, următoare, oricum o dată ajung, asta e clar. Aș vrea să fie vineri, așa mi-aș dori eu, să fie vineri. Dar e bubuială, e cu texte de învățat, cu toată treaba asta, dar cum am zis, pentru că ne-am strâns aici 25.000 de suflete, ceea ce mi se pare foarte, foarte șmecher. Și mulțumim cu dată pentru like-uri, pentru abonări. Mă simt, ca să zic așa, obligat în sensul ăla fain, nu în sensul nașpa. Nu obliga la modul bă, nene, ați decis să rămâneți aici pe zonă și atunci mă prezint și eu. Doar că o să fie un pic haos până intru în flow, ca să zic așa, până încep lucrurile să funcționeze cum ar veni. Că acum la început e așa, vezi textul, e greu, e ca la bac, exact ca la bac. Când te pui, cum le iau, hai că învăț acum încă 2-3 scene, după aia mai dau o pauză, în fine, până îmi fac eu... Până se pune creierul din nou pe... Mamă, dar ce diferență e la cameră. E mai nașpa, nu? Aha, ai un pic de delay la voce față de cum era înainte. Păi asta zic, e din cauza că e prin USB-ul ăsta, am văzut și eu că am delay, dar n-ai ce să faci. În fine, cumpărăm, o rezolv și pe asta cu încă o placă de captură de la Elgato, frumos, elegant cât de cât. Și o să fie super, ok? Vineri, până vineri ajunge și placa aia, refaci setările la astea, cablajele, pentru că am schimbat totul în seara asta, te doare cap. Salut Costi, zicea Alexandru, te rog eu să-ți bagi MTA. Nu știu, Alexandru, nu știu ce înseamnă asta. Îmi sună pervers, da. Cu cine joc? Mă întreabă Michel, cu Wally. Wally e secundar acolo, Viespe, cum apare pe ecran acum. Da, Gabri, dăm drumul la filmări de săptămâna. Au început deja filmările, doar că eu n-am avut, pentru că au fost foarte multe de rezolvat la mine, v-am zis, și cu mașinuța și cu accidentul, cu dă-i asigurarea, la, toată treaba aia, dă-i caută și unde mă duc, ce mașină o să fie următoarea, toată treaba asta. Încă n-am o direcție foarte clară, adică, mă rog, vă povestesc eu altă dată, că mi-am schimbat un pic perspectiva.
Da, deci o să par blond, Marina, asta e chestia. De săptămâna viitoare o să fiu blond. Adidas. Mă rog, nu că fac reclamă, oricum nu e. Nu era nicio problemă, aș fi vrut eu să mă sune băieții de la Adidas. Dar e așa zic eu, la cele trei șuvițe, gheara blondă sau Adidas. Snake, nu știu cum să zic. O să zic Snake sau nu știu cum să spun. Nu-ți forța timpul liber cu live-urile. Te înțelegem, rămânem aici chiar dacă... Băi, mulțam, apreciez toată dragostea, mulțam. Asta e ideea. Încerc să fiu pe zonă, că îmi face plăcere și mie. E așa cum poate vă relaxează și pe voi, așa se întâmplă și la mine. Ideea e că dacă se întâmplă pe un fond din ăsta de bubuială, e complicăciune, știi că și astăzi am avut treabă toată ziua. Seara mă gândeam că o să fie mai simplă toată manevra asta, dar n-a fost. În fine, Gabi, facem și cu butonul de donate, îi dăm drumul și la ala în curând. Exact, da, maca. Ai văzut că trebuie să intre ANAF-ul peste YouTuber, nu? Am văzut, da. Păi de-aia, adică, nu mai știu care era, dar era o chestie cu că intra ANAF-ul peste YouTuber în ideea în care, nu știu cum, încasările... Păi da. N-au fost sau nu... N-au fost... Ce? Care era problema? Că era o chestie, impozitul sau nu? O chestie, n-a fost da, impozitat cum trebuie. N-au plătit impozitul pe ce au încasat, pe aia 10%. Și au găsit fraudă în valoare de 1 milion și ceva de euro. La 50 de youtuberi, până acum. La 50 de youtuberi 1 milion e vrăjeală, n-are cum pe bune atâția bani, frate. Dacă zic, da. Păi, ești nebun. Așa, au zis el la televizorul ăla de la... Da, mă rog, asta cu televizorul cu... Da, în fine, dacă a zis omul de la ANAF, acum... Păi așa, ăla de la ANAF a zis. Bă, ideea e că de-aia, eu nu m-am grăbit, nu neapărat de asta, că nu m-am grăbit, n-am... Monetizarea la mine a fost secundară pe principiu, cum v-am zis, bă, nu știam dacă o să fiu frecvent pe zonă. După aia ați venit voi și am făcut comunitatea asta, care mie mi se pare super bine și mi se pare șmecheră. Adică în ideea în care suntem aproape 25.000, frate, adică ce vorbim? Eram câțiva pe live și acum suntem 25.000 abonați, suntem aici. Mi se pare șmecher. Și la mine n-a fost, dar întotdeauna... Mă gândeam cum să fie și asta, dar ideea e că și aici aș prefera să întreb niște oameni ca totul să se întâmple cum trebuie să se întâmplă, ca legal în sensul ăsta. Adică să nu te trezești după aia că bă, stai puțin, ai luat, n-ai plătit impozitul cât trebuia și toată chestia asta, că te doare capul, te agață, știi cum te agață asta? Când îți vine scrisoarea la final de an, te schimbă sărbătorile. Am fost acolo. Stai liniștit, îți rămâiești acolo, pac, merge la munte, frumos, ce-i cu scrisoarea asta? Hop, și-a venit scrisoarea. Da. Stați puțin, că... A venit moșul. Și întotdeauna e așa cu panică, la modul... Domne, evaziune, stai mă frate, că am venit în fiecare an, ești nebun, am încercat să sunt la zi, să încerc, în fine. Dar ideea e că... Dacă... Băi, eu nu cred că sunt rău intenționați ca idee youtuberii care fac asta. Și de ce nu cred? Pentru că sunt absolut convins că inclusiv colegi de-ai mei care activează sau poate joacă, nu știu, sau poate într-o piesă de teatru sau într-un spectacol, nu prea știu foarte clar cum funcționează treaba asta cu fiscalitatea, știi? Da. Nici eu nu știu cum funcționează, de-aia m-am dus la cineva care știe cum funcționează ca să nu-mi prind eu degetele în, știi? În impozite și ce trebuie, cum trebuie, dar să fiu bine. Și atunci, da, e bine să apelez la cineva. Dar, iar acum ajungem în punctul ăla în care un om câștigă cât câștigă, mai angajezi pe cineva, știi, ca să-ți facă și asta, și din 5 lei dai 2 lei pe aia și stai că și impozitul și la final e mai bine să stai acasă și nu făceai nimic. De multe ori ajungi la concluzia asta. Exact. Chiar azi am văzut ceva... Hai că am dat-o în zonă, în politică, ne-am dus în bălării. Dar văzusem cineva comenta că la modul super just că fiscalitatea în România e undeva la 40% pe salariu. Știi? Și nu mai știu. Enorm. Și eram puși în paralel cu cei de afară și băi, n-avem nicio treabă. Adică câteva țări unde, ok, din cât ia omul acolo, să zicem, nu mai știu, că dădeau niște cifre, era foarte clară treaba, dar era undeva la sfert. Și în anumite țări, puțin peste sfert. Și la noi ne suntem la 40%, tu îți dai seama? Adică un om ia 100 de lei
Și statul zice, bun, și ăștia 40 de lei, vin, dă-mi mie înapoi. Păi ce am făcut, bobiță? Păi și cum mai mâncăm și noi o pâine? Știi? Adică, nu e ceva ce nu știți. Nu e ca și cum n-am ști. Adică e clar că suntem acolo. Mat. Da, mat îl aleg pe Leo, că seamănă cu mine. Știu că de când făceam live-ul cu, de când nu live-ul, cum zice, cu Bobiță. Ia uite, m-am întâmpit, sunt obosit. Cu Bobo tot cu Leo am jucat, că e băiatul meu cibernetic, cum ar veni. Apollo, salut. A copiat ăștia și în joc. Evident, dacă mă bine, era frumos dacă mă suna și pe mine cineva și zicea: uite, bă, întâmplătorul, ne-am dat seama că seamănă cu tine, ia de aici milionul de euro. Păi cum, un milion de euro, bă, nu e mult? E mult? Să înceapă, Art of Lauer zice să înceapă jocul, acum mai dăm drumul. Regele Malakai, sezonul preferat din Las Firbins, n-am, nu știu. Sunt, dacă vrei să zic, sunt episoade preferate din Las Firbins și sunt multe, unde m-am distrat eu și evident, voi le vedeți cumva, dar pentru mine, știți, sunt faine alea care îmi amintesc cumva ce s-a întâmplat acolo la filmare și e altfel, e ca și, știi, înțeleg ce, perspectiva e diferită, voi o vedeți și vi se pare fain asta, pentru mine e fain când știu și povestea din spate și zic, bă, ți amintești când filmam acolo și ne-am aruncat în râul ăla și era apa tulbure și m-am lovit la spate și toată chestia aia. N-ai cum să nu știi că trebuie să plătești statul pentru ce venit, crede-mă. Robert, și eu am zis la fel, Robert, că Robert zice, n-ai cum să nu știi că trebuie... Da. Dar nu mi se pare corect. E adevărat ce spui tu, Robert, și așa e. Că te-ai pe stream odată, ți-l impozitează, ți-ai... Aici e altă problemă, da. Cine cum ia banii, că aici e o problemă, pentru că odată se impozitează banii ăștia în afară și aici s-ar putea să fie un pic ciudățică intervenția statului român, odată ce banii sunt deja impozitați în altă țară, știi? Adică trebuie văzut. Dar, Robert, să știi că oamenii nu fac din reavoință. Adică da. Eu vorbesc acum de oameni, Robert, nu știu acum câți ani ai tu, dar eu acum, la anime, da, știu că nimic nu e gratis, știi? Adică nimic nu vine așa pur și simplu și, cum, ăsta e gratis, cum mai sunt alea la alegeri, știi? Gunoiul gratis. Bă, frate, nu mai punem botul ăsta cu gunoiul gratis, că n-are cum să fie gratis. De ce? Pentru că oamenii ăia sunt plătiți, benzina, motorina, tot harnașamentul, cum ar veni. Deci e clar că banii ăia trebuie să fie luați de undeva și sunt luați de undeva, numai că cineva profită de acest lucru și zice, banii ăsta, gunoiul e gratis. Bullshit, că nu e gratis. Sunt luați. Deci eu sunt acolo unde zici și tu. Dar acum vorbim de un puști, o puștoaică, habar n-am, undeva la 16 ani, 18 ani. Bă, știi? Știi ce zic? Adică e clar că asta cu fiscalitatea e ultima chestie. Dacă omulețul respectiv a reușit să scoate niște bonus din treaba asta cu YouTube-ul, bă, crede-mă, fiscalitatea e ultima treabă la care se gândește. Cred că primul lucru e, bă, ești nebun, am făcut bănuții ăștia, ori îmi iau o cameră mai bună, ori îmi iau un microfon mai bun, bla, bla, bla. Știi ce zic? Adică de-aia spun că nu e cu rea intenția. Ok, e... cineva, vezi că trec banii printr-o firmă, înțeleg, e ceva complex, ok, poate vorbim de evaziune, dar cred că poți să-ți dai seama dacă e sau nu în funcție de om. Și știu o persoană care, prieten de-ai mei, noi lucram pe contract și eu spuneam, bă, tu îți dai seama că trebuie să plătești impozitul pe asta? Păi nu, că plătești angajatorul. Bă, asta cu plătești angajatorul, vă zic, că eu mi-am furat-o de câteva ori. Înainte erai obligat, nu aveai opțiunea să... Și nici acum nu cred că ai opțiunea, de fapt, când semnezi un contract cu o firmă, nu știu dacă e prevăzut de lege, mă rog, acum, din punctul meu de vedere, eu pot să, dar nu știu da, dacă... Da, poți să ți le plătești tu sau... Da, dar înainte nu aveai voie să... Nu aveai cum să obligi firma respectivă. Spre exemplu, eu, Costi, actorul, de 20 da, ceva de ani... Da, servicii, da. Exact, dar înțelegi? Eu, Costi, da, un băiat, unu, actoraș, mă duceam și prindeam un contract cu o firmă și când negociam cu firma respectivă, spunea, domne, lasă că astea le plătim noi toate. Eu n-aveam cum să le forțez lor mâna, înțelegi? Exact. Că eu eram mulțumit, doamne, ajută, am prins ceva de lucru. Păi da. Mai mâncăm și noi niște pate, știi cum e. Și nici n-aveam, prin lege nu aveam cum să oblig firma respectivă să-mi dea mie banii aia ca să mă duc eu să-i depun eu la ANAF, înțelegi? Că mi se părea mai corect așa. De ce? Pentru că știam că firma aia
sunt firme serioase și sunt firme puțin serioase, adică firme exact, care lucrează cu foarte mulți oameni. Exact, care nu plătesc sau întârzie plata și tot așa și până te trezești tu cu surpriza la final de an. Exact. Dar aveam colegi care erau surprinși de asta, pentru că, spre exemplu, te poți trezi cu scrisoarea și într-un fel e mai bine să te trezi cu scrisoarea, că măcar te atenționează ANAF-ul că, bă, uite, vezi că pe anul cu tare n-ai plătit nu știu ce și bla, 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 și măcar ești pus în, în fața, în fața faptului împlinit. Faptului împlinit, da. Dar măcar știi, adică strică vacanța, dar măcar știi unde ești, sau poți să nu ajungă la numele tău și te trezești peste 5 ani. Și peste 5 ani știi ce se întâmplă? Mă rog, nu peste 5, că la 5 mi se pare că se șterg sau chestia aia. Dar peste 3 ani. Și peste 3 ani tu ai și ai suma și evident ai și penalități. Exact. Și te trezești cu o bubuială. Cam asta e concluzia. Și te ia inima după aia. Deci sunt oameni care nu știu treaba asta. Nu sunt neapărat informați, știi? Deși ai obligația să fii informat în condițiile în care bla bla bla, știi? Da. Adrian, tot internetul e plin cu vestea că a murit Florin Salam, dar nu cred că e făcătură. Și eu am murit, Adrian. Știi? Adică se poate să fie făcătură, nu zic. Nu mai bag mâna în foc pentru treaba asta. Melcescu, știu ce zici, bro. Știu ce, cred că toți gândim așa la bă, la bă. Azi mă voi juca. Stai puțin că mă întorc, am rămas un pic cu comentariile. Mircea, ar trebui ca ANAF-ul să aducă la cunoștință prin reclame. Bă, da, exact, Mircea, asta zic și eu, știi? Adică, bă, nu e chiar așa de greu. Pur și simplu, bă, încep. Haide când să începe o campanie, ok, frate, mă înțeleg. Trebuie să ne punem la punct, trebuie să fie. Și exact cum zice și Mircea, ar trebui ca ANAF-ul să aducă la cunoștință prin reclame YouTube sau alte canale, să ne lumineze și pe noi. Așa ar fi normal. Și eu cred că așa ar fi normal. Știi, deși dacă tu ajungi într-o situație de asta, o să te trezești cu oamenii să spună că erai obligat să citești tu, să fii cum ar veni la zi cu informație, ca cetățean al țării respective. Dar eu sunt cum zici tu, atâta timp cât dă un pic de bunăvoință, frate, anunță-ne. Pentru că dacă, cum zici tu, exact, și pe YouTube, și pe un post de televiziune, stai acasă liniștit și la un moment dat ajunge la și evident îți pui problema. Bă, dar stai puțin că eu bag pe YouTube, am monetizat și stai puțin că s-ar putea să trebuiască să. Și te duci pui tu o întrebare. Vibe culture, n-ar fi nicio problemă. Da, știu ce zice. N-ar fi nicio problemă cu... Stai puțin că am... N-ar fi nicio problemă. Atât taxe și fiscalități, dacă banii ăștia erau investiți în țară prin drumuri, parcuri, stații de autobuz și multe altele. Adevărat, adică asta că banii, tu plătești impozite, noi plătim impozite, ne agităm în stânga și în dreapta și nu prea vezi rezultatele, e descurajant, cel puțin. Ah, Victor, ai dreptate, bă. Victor îmi zice copii, dacă muzica de pe fundal e făcută de tine, dacă nu, îți iei copyright. E din joc, acum, știi ce zic? Dar știi care e problema? Nici n-am cum să opresc, pentru că n-am cum să opresc. Nu am cum. Și cel puțin acum nu am cum. Știi ce se întâmplă? Nu îmi dă copyright, exact cum spui tu, și nu o să pot să monetizez asta. Aia e. Pe principiu aia e. Lasă, e bine că ne-am întâlnit. Da, ai dreptate. Nici n-aveam cum să opresc din PlayStation. M-am uitat în... dar nu m-am uitat ca să opresc muzica, m-am uitat ca să dau o muzică mai tare sau ceva de genul ăsta și... Nu am prea multe opțiuni, o să mă uit după aia. Iachim zice, lasă dracu discuțiile astea, treci la joc, adevărat. Sebi, mulțam, apreciez nimic, nu se compară cu o seară la televizor, vizionând un live de-a dumneavoastră. Perfect, de al tău, era bine și tău, eram ok cu tău, dar eu apreciez. Băi, îi dăm drumul, așa, azi, angajatorul zice de obicei că plătește, dar de fapt el nu plătește, corect. Am trecut prin situația asta, cum zici tu, azi zable. Mai bine așa, dau drumul la joc acum. Ce joc e ăsta? A Way Out, pentru cine a întrebat. Îi dau hai cu jocul, hai să dăm cu jocul. Wally, a dispărut Wally, stai până se întoarce. Că ați auzit, a sunat telefonul și aia e. Mi se pare Alexandru, sau semne cu Gianni de la Sfierbinți.
sunt Gianni Dănaș Fierbinți. Poți actorul și îl interpretezi pe Gianni din La Sfârbinți. Marian, acum te rezolv cu hai joacă Costi, acum, dar să vină Olin apoi că e plecat. Dacă e din... Ba da, poate să fie SMG, poate să fie și cu... Pot să-mi iau... dacă e muzica făcută de ei, nu-mi iau copyright. Dar dacă e... Pare că e muzica făcută de ei, așa că e ok. De obicei îți iei copyright la ăsta, mă. Când pui o melodie clasică sau când au luat ei la rândul lor muzica din altă parte. Dar asta s-ar putea să nu fie problemă. Băi, Costi, îți dau un tip, zice All Here. Dacă vrei totuși să faci bani din YouTube, chiar dacă e o, medie, chiar dacă o melodie cu copyright în video, până și tu o melodie a ta cu copyright. Da, puțin. O să-ți dau un tip. Dacă vrei totuși să faci bani din YouTube, chiar dacă ai o melodie cu copyright în video, pune și tu o melodie a ta cu copyright și iei și tu 50%. E gratis să faci asta. Probabil are sens, dar nu înțeleg eu. Până acum am evitat ca idee, nu s-a întâmplat foarte des, dar se poate întâmpla. Ideea e că oricum dacă e un live lung, nu mai pot interveni pe live-ul respectiv. Asta e altă chestie. Dacă live-ul depășește, nu știu, 3 ore, mi se pare, nu mai pot interveni pe el. Adică nu mai pot să tai bucățica respectivă. Pot doar dacă dau jos live-ul, îl montez în Vegas și îl pun la loc. Let's smoke some shrooms, zice Azizable. Dar deocamdată lăsăm așa, Victor, că zice să-l dau sunetul mai mic. Dar deocamdată lăsăm așa. Andrew, salut, salut! Când apare nou sezon, Alberto, nu știu să zic acum, dar în toamnă. La el lucrăm acum. Stai să întoarcă, Ionuț. Brutus, te-ai întors, Olic, hai că da. Trebuie să dăm drumul. Dego. Atât mai citesc ce zice DJ Lama. Majoritatea jocurilor au muzica făcută de ei sau ceva muzică licențiată care nu, la care nu ți-ai copyright fiind un joc. Da, dar mi-am luat și v-am zis, la melodii luate din altă parte, de ei. Îi dăm drumul, hai să vedem care e treaba cu băiatul ăsta. Oh, da, bravo. Bravo! Bine! A, ce bău sunt! Eu aveam senzația că voi vedeți ecranul, dar acum mi-am dat seama că eram în... S-o bosi eu aici. Steve, e ultimul sezon din La Sfârbinți, mă întreabă? Nu! Să sperăm că nu. Până, n-avem de ce să ne gândim că e ultimul. Gata? Îi dăm drum. Bă, de mult vreau să joc jocul ăsta. Îmi spune și voi cum se vede. Hey, Benson, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? You haven't thought must about be it? First for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that bun. I'm not smart? Your words. Radu, nu bag PUBG. Hey, I might not be smart. Am băgat până nu mai sunt sătul de PUBG. Can't argue with that. Suntem în avion acum. Îl iau eu pe băiat. Pe băiat. Atât. Pentru ce am intrat, mă? Mamă, ia, tu ai intrat pentru fraudă, și crimă. Eu am intrat pentru armed robbery. Deci am spart o bancă cu arme, cu tot, cu bubuială. Eu sunt mai chill decât tu ești cu crimă. Eu sunt bine. Sunt așa și sunt pe genul, bă, am vrut doar niște bani. Am amenințat cu arma, dar n-am făcut crimă de om. Corect. Ei, uite, vezi că pe consolă merge, pe calculator. Pe calculator, eu încerc de mult să joc jocul ăsta, dar pe calculator, nu știu de ce, îmi dă, nu, e un soi de, puteam să-l rezolv, dar era panică. Dar nu-ți dă nimic, asta e problema, te închide direct. Da, e un soi de eroare care apare doar pe PC, whatever. Ai, e bine, mergem pe PS5. Deși trebuie să-mi iau o placă de captură să urc în 2K. Dacă acum e 1080 urcat în 2K, nu știu ce
cum dă asta la YouTube, dar în fine. Da, Costi, o să bag, Can. Christos Can. Când bagi League of Legends, o să încerc locul 2, o să încerc vinerea viitoare. Sunt într-un filmări, Can. Într-un filmări și zic eu că vinerea viitoare aș putea să bag. Să-l bag pe băiat. Dacă ești pe zonă și bagi tu, aș vrea să fac o echipă cu voi. Că eu jocul ăla nu știu să-l joc. O să joc un live și aia a fost. Dragoș, Daniel, salut, salut, bine sănătos. Da, clar că si. Outlast 3 o să încerc SMG. Apare undeva în octombrie, noiembrie, pe acolo. 3-ul încerc, 2-ul nu-l încerc. În toamnă, cum zice Robert. Dragoș, Radu Despinoi, Radu, salut, salut. Te întreabă Cristi dacă... Te întreabă pe Robert dacă n-ai somn. Păi nu. Get off the bus. Și-am intrat la pușcărie. Bă, da, se vede... La mine se vede trist, bă. De ce? Că ești pe Full HD, nu? Da. Pe de-aia am eu PS5, mă, ca să joc pe Full HD. Dar vezi cum e viața asta? Dar măcar merge. Nu contează. Important e să vadă bine la voi. A, trebuie să mă pun aici la, la gard. Arestați-mă și pe mine! Ești deja arestat, știi cum e. Nu, nu, nu asta trebuie să fac eu aici. Trebuie să plec, mă. Ce bău sunt. Ia de cu alergare. Pătrat. Hai să facem lege la pușcărie. N-ai cum, trebuie să dominăm, Oli. Oh my god, man. L-ai băgat în seamă pe ăla, te-am văzut. Ai stat un pic de vorbă cu el. Omul era stresat, rău. Hai să că e nenorocire aici, că e... E panică în grădina botanică, e cea mai nașpa pușcărie. Ia fii atent aici. Dar eu nu pot să alerg. Ce e, boss? Gata, îmi faci ăsta controlul. Atât. Nenea! Dați-mi și mie! Dați-mi drumul la... Apasă butonul ăla. Sure, take all the time you need. Ce-a făcut, mă, s-a stricat? S-a stricat aici. S-a stricat un picuș. Ionut, salut, salut! Cu săpunul. Olu, ce ți-a făcut Oli? Așa, dați cu furtunul pe el, că omul e criminal. Că tu chiar ești criminal. Eu-s doar pe jaf armat, alt... Oh, oh, ce-ai făcut, mă? You two, break it up, now. Pe el a dat nenea. Fuck you and him. Bam, așa exact, o ardem dur. Eu știu unde trebuie să mă duc aici, mă? A, olă, ce să vezi să nu răcești, Oli, că e curent, e fric de duduie aici. Mamă, dar suntem mai mulți. Păi aia e, dacă n-ați fost cu minți. Ia stai să vorbesc un pic cu băiatul ăsta. What's up with you? Meditation, man. Oh, meditație, iartă-mă, băieți. Eu, noi scuzați-mă. Noi scuzați-mă, am zis. My name is Williams, and this is my prison. Any questions? Williams e șeful aici, yeah. Cum ar veni, e, e, e director. Când, când avem voie la, când avem voie să ne viziteze cineva. Dă-i un pumn în gură, eram sigur. Any other questions? Alte întrebări? Good. Welcome to your new home. We're done here. Îți fac ție introducere. Move out. We don't have all day. Go, 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 go.
Te las, te las, cred că trebuie să ne grupăm. Da. Și-am intrat la pușcărie. Nano. Bă, da, chiar vă lasă să umblați așa, mă? Asta merge la, la cum ești tu acum. Merge melodia aia cu... Săpunul. Da. Doamne, și-am scăpat săpunul. Știi? Pune ceva pe tine, Oli, că ești la pușcărie, sunt aici, numai, numai are chini. Numai, Doamne ferește, a intrat. A, și tu ești lângă mine. Ia. Lăsați-l, Doamne, să-și pună alea pe el. Ați nebunit. Dar ce, ei nu sunt oameni? Close up 49. 49, tu stai la 49, stai la 48. Sau 47, de, sau 50. Depinde de unde sunt cifrele. Salut, da, se poate juca în doi. Numai în doi se poate juca. Singur, nu, nu poți. Deci trebuie să joci cu un prieten, cu un tovarăș, cu un... Ia fii atent că aici ne întâlnim. Someone wants to talk to you. Cineva vrea să vorbesc cu tine. Leo. Oh, yeah. I don't know, man. He's over there. That's all I know. Hai că știu faza asta. Vrea unul să vorbească cu mine, ăla de făcea mai devreme scheme. Iată că vin la tine, Oli. Unde ești? Pe bancă. Points of interest. L2. Adică. Aha, gata, gata, am văzut. Nu sunt alea. Știu. Dar mi-arăta... A, gata, te-am văzut, tu ești, te-ai apucat de, de, de forță acolo? Da, 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 da. Ești pe nebuneală, ești pe musculatură de aia, pe definiție, pe ultra definiție, HD. Mă duc să, să vorbesc cu niște băieți, ca să mă bat un pic cu ei, să dau cu liniște. Ia uite, eram sigur, știam, știam ce urmează. Pregătiți, pătrat. Hai băiatul. Mamă. Vino, mă, salvează mulți, stai, te uiți. It's not about what I want. It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good. Am dat un pic mai jos jocul, dacă really like spuneți voi. So it's a win-win situation for me. Yeah. Șapte lanțuri și o cătușe, zice Vasilescu. Aurel zice, șapte lanțuri și o cătușe. Să-mi bată noaptea la ușă, e bun asta. Șapte lanțuri și o cătușă. Să-mi bată noaptea la ușă. Ia, că m-a băgat somnul pe tine. Bravo, bravo, pe asta înseamnă, frate, asta înseamnă covărășie. Bam, bam, tu ești, tu ești. Acum ești tu. Eu, la mine. Stai cu minte. Bine? Bine pe mișcări. Eu. Odată. A plecat. A plecat și asta. Și ține și pastă. Și stai cu minte. Ia o pastă. Ține aici. Ia fii atent. Spate în spate, frate. Ca în Vietnam. Lei. Tu ești. Eu sunt, da. Te l-am dat ție. Stai cu minte. Ia, ia vezi pe asta. Ia vezi pe atât, cunoști pe asta. Zang, stai cu minte. I-am liniștit, bă. Facem lege aici. A, vine poliția. Vine garda. Stați un pic să vedeți că era mai mulți. Ne-am pins. Ei era agitat și noi am vrut să... Ei era de vină. Ei era de vină. Order! Break it up before I put you all in solitary. Go on! Ba, ne bagă acolo la... Ne liniștește. La celulele alea mici, dacă nu suntem cu minți. O, lumea mea, mi-a spart... Mi-a spart alea. Păi, ce finu te-a luat așa un pic pe la ochi. Dar mie mi-a spart... Nu, nu, cum ar veni. Mi-a spart trumpeta, ca să zic așa. Stai puțin. O secundă mă întorc. PS5. Daniel, am văzut întrebarea.
Alexandru, bună seara. E fain jocul, nu vreau să dau spoiler, dar dacă nu știți jocul de la ceilalți YouTuberi sau nu l-ați mai jucat înainte, sunt curios ce veți face la final. Nu, nu l-am jucat, am jucat un început, Alexandru, am jucat un pic cu Bobo în Gamership și după aia am tot vrut să-l joc, dar am făcea figurii ăsta Windows-ul și deci nu știu ce se întâmplă la final. Nu știu, vă zic în live-ul ăsta unde am rămas cu Bobo. Undeva la ieșit pe un sus pe pușcărie ați rămas parcă. Pe pușcărie, da, am urcat pe ventilație, ceva de genul acolo. Acolo, de acolo, din punctul ăla nu mai știu ce se întâmplă mai departe. Stai cam aici un figurant, trebuie să mă impun. Yeah. Hey, is someone talking? Da, eu, mamă, cum a luat ăsta, bă. N-auzi pe nimeni? Stai puțin că vă dau acum direct. Directă, croșeu. Și o forță, direct. Guys, don't fuck with me when I'm hungry. Don't fuck with me. We got a tough guy over here. Da, frate, sunt dur. Looks like it. All right. So what are you gonna do about it, gringo? O spark farță. How about this? Yo. Ține-o pas. Să ne relax. Asta, relaxează-te. Păi... Am avut doi figuranți aici, Oli, revin imediat. Am avut unii care m-au luat cu cine vorbește că eu n-aud, auzi ceva. Ia pumnul ăsta. Dă-ți-mi și mie. Da. Bă, ăsta are ceva probleme cu mine, mă desperă băiatul ăsta. Zan. Iar așa este dit în ajutor. N-ai putut să stai acolo să-ți mănânci micul dejun. Hai să le dăm. Direct. Acum ești tu. Acum sunt eu pe felie. Jos. E caterincă maximă jocul ăsta, mă. Mamă, cuțită. Ok, back away. Gata, dăm cu spatele frumos. Ok. Ia ținu pe asta. Cum o dare capul de fier ăla. Ia și cu ala asta. Jab. Stai cu minte. Stai cu minte. Come on, what do you want? Who wants to die first? You? Yeah, come on. Gata. Die! Ah, come on, first! Oh, ma! Oh, l-a luat pe domnul polițist. Gardian. I-a dat-o. Dar gardianul ăla... A scăpat, mă? Nu cred că a scăpat după cum a intrat cuțitul ăla la mai. Aici trebuie să facem o șmecherie. Da. Ce perciune de elef ți-ai tras, e genus. Adevărat. Da, exact, Catex. Sau Ketex. Îmi aduc aminte când ai încercat pentru prima oară Way Out. A trecut ceva timp, da. De atunci am încercat să-l joc, ca să ne înțelegem. Dar pe Xbox-ul de pe Windows n-a fost. Nu cred că pot. Beats. DJ TN Beats. Dacă fac tot jocul azi. Nu cred. Nu. Poate continuăm și mâine. Oli, tu cum ești mâine? Liber. Bun. Și luni sunt liber. Atunci ok. Poate bubuim și mâine seară dacă e. Ca să-l ducem până la capăt, să-l terminăm. Păi da. Voi cu zice. Costi, e un om minunat, îmi faci o dată mai frumoasă. Te-am pus pe TV, stau cu tine până la final. Mulțumim, Voicus. Mulțumim mult. Exact, băi, asta e treaba. Exact asta mi se pare mie, Caterinca, să stai frumos în canapea și să fiu eu pe ecran, mi se pare, cu jocul ăsta. Că exact asta fac și eu, la rândul meu. Un fel de GTA? Nu neapărat, Tox. E un fel de It Takes Two, dar... Da, mă, că vorbesc și băieții ăștia. Wait. Aici ne prietenim noi cum ar veni. Mm-hmm. Of course I can.
We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. Uite, tu n-ai încredere în mine. All right, I'll help you. Așa, mă, tot. Just don't get caught. Doar să nu fii prins. Okay. Keep your eyes sharp. Yeah. Și aici trebuie să fac eu o manevră. Să mă mișc ca un șarpe veninos de pușcărie. Dacă știi genul ăla de șarpe. Da. Tu trebuie să faci... Trebuie să iau ceva sculă eu. Și tu trebuie să faci... Stai așa. Okay. Așa, asta, tu trebuie să o... Te distragi atenția. Dar cum, cum așez? Vezi că vine. Da, nu, nu. Vine la mine. Nu cred că e bine așa. Nu cred că e bine ce ai făcut. Și acum e prea de vreme. Păi nu, și tu ești când vine la mine să mă aranjeze pe okay. mine. Spune și tu ce ochi frumoși are. Chestii de astea, înțelegi? Ține-o de vorbă. I got a sore throat. Can I have some water, please? I need a wish. Și cum fac cu gagiul ăsta? Că mă vede, bă, și o trimis pe aia înapoi, nu cred că ai trimis-o după. N-a trimis-o înapoi, e acolo la... Și cum fac cu, cu șarpele ăsta de dudou care e pe hol aici? Gata, nu la... Nu știu. Here we go. Ok, mă duc așa, mă duc așa. I hope I'm not bothering you. Of course not, it's my job. Ok. Ce variantă am, bă, frate? N-am nicio variantă. Shit, Vincent needs to do something about trebuie, trebuie să dai cu pumnul în geamul ăsta, să-l să uite băiatul ăla la tine un pic. Acum. Așa. Atât, atât. Pleacă-mă de acolo. Aoleu, oh, steel tool. Am luat-o. Oi, oh, bă, du-te, bă, de aici, nu cred. Trebuie să faci aceeași manevră din nou. Îți zic eu când. Nu, 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 stai. No. A, ok, de polițist am scăpat. Las-o pe aia să plece, că nu... Păi, dar eu nu mai... N-a ce s-a pus ca să o lua să plece. Știu, știu, știu. Curat acum, că da, gata, gata, e ok. Gata, pleacă singură. Da, zici că mai e nevoie să spună plasturele ăla, că ți-a deslipit plasturele. Zic zi că ești, te doare ceva, mă, zic că te, așa, așa, I'm in pain, e bună ăla. E fiat. Știu, și faci gluma aia cu mă doare, de, mă doare acolo, cel mai tare mă doare acolo. Da, l-am jucat, nu, Vladianu, am jucat un pic cu Bobo, nu l-am jucat până la capăt, vreau să-l duc până la capăt, să văd care e povestea. Marina, mulțam. Și mie, e Caterinca jocul ăsta și alt joc Caterinca e tot făcut de, de aceiași producători. It Takes Two. E cat, e șmecher rău. Hey, what are you up to? Daniel, o ținem cu live-ul un pic mai mult că l-am început la 12. Acum n-a ști cum e. Vedem până unde ne întindem. Dacă încep să plece ochii, îi dăm cu stopaj la sursă și continuăm mâine seara. Uite pila. De ce nu-ți activezi membrii de, pe canal? O să-i activez. Nu i-am activat până acum, dar o să-i activez, o să facem și asta. Vladimir mă întreabă dacă o să încerc și God of War. Băi, ăla e un joc pe care l-a jucat, adică l-am terminat. Dar nu m-ar deranja să-l fac din nou. În același timp nu m-ar deranja să joc nici Detroit Become Human, pe l-am și pe ăla. Dacă ar fi să aleg între Detroit Become Human sau Spider-Man. Excuse me? I know what you're up to. Aș juca Detroit Become Human, sincer. Aș face cu voi. Da. Și să alegem împreună traseul gagiului. Ar fi frumos. Asta mă gândesc și eu, știi, că ar putea să iasă Caterinca. Și dacă e să omorâm un personaj, îl omorâm împreună, cum ar veni. Dar depinde ce alegem. Eu îl știu, eu am terminat joculețul. Cu armată, frumos. Look, I appreciate what you did back there. Îți mulțumesc pentru ce ai făcut acolo, dar trebuie să te dai să mă lași în pace, cum ar veni. I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need înțeleg to get out of here să evadez, dar și eu trebuie să, dar și eu vreau să evadez. Just nu e problema mea. You know what? Doar ți-l feream ajutorul. Totul tare în gură. Like you did in the infirmary. Nu te salvezi. Nu, 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 nu sunt tare în gură. Sunt supărat, frate. Sunt supărat, e o diferență. Am și eu probleme. I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. Deci fii atent că tu mă șantajezi un pic, cum ar veni că ești știi de toată situația. Care e Harvey? Ce... The fuck do you know about Harvey? Cine e Harvey, frate?
The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. A, vrem să-l omorâm pe Harvey. A, bun. Inamicul nostru comun. Băi, Ionuț, Steps, Mihai. KNY Duty, Adrian, Răzvan, Bike Life, with or without you, Ascendance, sau But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. Cred că așa e. Fade, Stomp, Cobb, Red, The Scarman, David, Para Baby, Anastasia, Vexana. Oh, ce bine sună asta. Anastasia Vexana. Mulțumim de abonare. Sed, Cătălin, Andrei, Adrian, Alex, Oblit, Alexandru Bondoc. Mulțumim de abonare. Deci, gagiul ăla care ne-a amenințat cu cuțitul, cred că ăsta e... Nu. E cineva care e în afara pușcăriei. Pușcărie, da. Nu mai traduce, Alexandru. Da, da, știu că mă încurc în ele. Mai vorbim și peste... Julie, spor la joc, salutare, spor la joc. Salut, să fie, să fie. A, da, nu dați cu spoilere. Că vedem pe parcurs, că eu nu l-am jucat. Am jucat până când ieșim, suntem pe pușcărie. Până acolo am mers cu Bobo. Dar n-aș vrea. E planul meu, așa și eu decid. Deci eu trag, eu zic ce facem, Molly, nu tu, da? Am înțeles. Deci, dacă, eu auzi ce ți-am zis aici. Că dacă strici ceva, dacă greșești, eu te omor. Eu sunt ăla care bag cuțitul în inima ta. Deci te omor cu mâinile mele. Și acum începe manevra aia. Și asta e Caterinca. A way out. Nu știu de ce am băgat pasărea asta de noapte, dar cumva s-a potrivit. Cam exagerat cu nasul la personajul din joc. Adevărat, puteau să meargă mai finuți, dar te înțelegi cu ei. Junkie, mulțumim. Alex, Barbu Bogdan, Ionuț, mulțumim de abonare. Snake, finalul e un fel de Detroit, făcut pe alegeri. Eu sunt curios ce vei alege. Jocul e genial. Băi, cred că e genial că e făcut de aceiași gagii care a făcut It Takes Two și pe ăla l-am dus până la capăt și mi s-a părut genial. Eu iartă-mă. Salut, Buratino. 5M o să bag undeva săptămânile astea. Revenge, o să bag, am ieșit pe locul 3 și îl joc cu voi. Cum îți arună caracterul? Adevărat. Foarte adevărat. Dacă nu respectă planul, zice Andreescu Dragu, zice, dacă nu respectă planul, ei faci buzunar la gât. Bă, cum sunt expresiile astea, știi? Îți fac buzunar la gât, frate. Știi? Dar da, o vezi. Când zice buzunar la gât, o vezi. Bă. Carmen. Be right back, guys. De Costi, de când ai zis Andrei, zice, de când i-ai zis în Radio Ronat că e tăia jugulara, folosi cuvântul ăla în fiecare zi, să mă. Zice Andrei. The Knight, mă întreabă dacă, mă întreabă dacă își o zic cu ăsta, Spider-Man. Băi. Eu zic că e bun. Da, frate, eu l-aș juca, mă, dar nu știu când, timpul. Nu zic nu, The Knight, l-aș juca și eu. Pentru că tot am PlayStation-ul ăsta acum montat. Deci putea să-l joc. Deci n-a zice nu, dar nu știu. Alex, nu știu până când țin live-ul. Poate să fie 4, habar n-am, că mă întreabă dacă îl țin până la 4. Habar n-am, îl țin până când simt că dau rateuri. Da. Alex, se filmează la sfârminți, da. Next, până la urmă vrei inua fia mea? Nu știu. A, tu zici de GTA, de... Vedem, habar n-am. Ideea e că știi cum aș face next? M-aș grupa cu voi, cu oamenii din chat, m-aș grupa pe un server. Așa și ardu. Adică noi între noi. Ca să facem o caterincă, dacă tot îl joc l-ați vota voi și l-aș juca cu voi. Ce o face în el, nu știu foarte clar. Aici trebuie să facem ceva, trebuie să vorbim cu agiul ăsta. Trebuie să ajung la... N-am toată ziua, așa? Dăm niște timp, ok? Unde chestia e sus pe pervaz.
How the hell are you gonna get up there? Pe asta mă gândesc acum, cum fac asta. Unde sunt polițiștii, mă? Aha, e gagiul acolo. Stai puțin, not sure yet. Hai că ne... Deci avem polițistul ăsta. Păi vină, ia mătura aia de acolo. Ia mătura asta de aici. Stai că vin și eu acum, stai că nu știu ce vrei să fac asta. Așa, stai să iau și eu mătura aia. Nu, nu e, mă, asta e vrăjeală, trebuie să intru cumva, nu mai știu ce făceam aici, dar asta mi-am făcut-o. E vrăjeală. Nu e, că nu faci. Nu, tu rămâi aici. Rămâi aici, ca să umbrăc. Merge aici. Deci trebuie să ajung acolo sus și acolo sus ajung pe... Unde? Pe partea... Okay. Da, gata, mă duc pe... Pot să urc pe chestiile astea? Nu? Am nevoie la... Așa, pe aici urc. Dar nu pot acum. Ok, fii atent. Mă duc și vorbesc cu băiatul ăsta. La cine a venit? A venit Traian... Mirciu, Izoku, mulțumim de abonare. Răzvan, Glonț, Revenge, Ionuț Popescu, Junkie, Alex, Barbu, Ionuț, Steps, Mihai. Mulțumim de abonare. Fii atent, am nevoie să faci ceva cu băieții ăștia, cu polițistul. Nu, stai. Fii atent. Come on, I don't have all day. Sure. Just give me some time. Where is that thing anyway? E sus acolo. Păi trebuie să mă ajut tu ca să ajung acolo sus. Uite, trebuie să mă ajut să... Așa. Ok. Păi tu o să faci asta. Ăsta nu vrea să facă asta, mă, trebuie să-l... Ia vorbește cu gagiul ăla, ce zice ăla? Ok. Way too long, man. How do you keep from going? Nu, mă, l-ai întrebat dacă cum face de nu nebunește, pe bune? Te interesează cum ar veni cum e el pe interior, dacă e bine, dacă e sănătos la cap. Hai să vedem ce mai dă. Stai că mă duc și eu la gagiul ăsta, să vedem ce. Da, atâta mi-a dat, nu mi-a dat altceva. Nu mă interesează, bă. Ia de-te și vorbește cu polițistul ăla. Care? Poți să ne de la de aici, da. Zic că nu mai poți să te ții. Hai că uite aici, mă. Ia. Păi nu cred că te să urci așa, că e gagiul ăla. Uite și tu că se uită la tine. Uite, el vrea să urce pe acolo, domnul polițist. Eu vă zic, eu știi, domnule. M-am dat tot în casă, știi cum? Cine a venit? Ștefan, Șoimu, August, Traian, Mirciu, mulțumim de abonare. Băi, știu că trebuia să... aici trebuie să ajungem după mă. Stai că mi-a apărut asta de la Norton. Așa. Băi, stați un pic, că imediat rezolvăm. Break, uite că am break. Break. Fii atent aici. Fines. Nice. Așa. Uite, știi ce mi s-a întâmplat, boss? Am ucit cu spor, am dat ca un disperat și... Bă, trebuia să îi rup tu asta, Oli. Du-te tu, vino cu ace după mine. Mă duc eu? Da, te duci tu sus. Hai, dă-mi cu ăla mie. Păi n-am cum să... Da, poți să-ți dau asta. Acum nu mai ai cum să-mi dai aia. Hai, vino cu ace, hai. Vino. Hai, ia. Îl țin eu pe ăsta de vorbă. Să-i bag asta în gât, una din două. Am două variante. Iată. Nenea, mi s-a stricat asta. Stai ușor. E ruptă, domnule. Vezi? A, sunt pe mine. Așa, da. Te-ai pus în poziția aia perversă. Nu știu ce pot să fac. Nu știu. Trebuie să vii la mine, cred că să te urci sus. Da, știu, dar te-ai așezat, nu știu cum să...
M-am luat cu alta. X. You go up. I have to be here when the guards come back. A, da, vezi? Din cauza că m-am dus eu. Te duci tu frumos, vezi că e pe pervaz acolo. You, what are you doing? Nimic. What's the problem? Nimic. I got you a new broom. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, domnul gardian. Mă duc acum, știi cum las? Hai de viața mea. Las. Păi și când te întorci, cum facem? Rup asta din nou? Nu o să fie mult? Cred că o rup. Din nou. Nu cred. E aberant. Ba da. Ia rupă din nou. Ai luat da, aia? La ușă? Da, am luat-o. Am și coborât înapoi. Da, ia. Pătrat. Ce faci, bă? M-a văzut? Da, nebunule, stai puțin! Hai că oricum am luat-o, am la mine. Ia. Hai. Păi ce face Molly, că așa nu evadăm niciodată, băi, ești nebun la cap. Stai că vorbesc eu cu ăsta. Nenea, așa. Acum trec, da? Vreau să zic că e cald rău de tot. Hai că l-am luat, e bine. Da, ce bine mergeau niște beri. Hai de viața mea. Niște mici, mamă, niște mici pe terasă cu niște beri. S-a terminat șmecherie aici, nebun la cap. Uite, vezi că e de acord cu mine. Nu cred că l-am întrebat asta, nu cred. Fii atent. Da, da, da. Ești ok, poți să ieși. E blocată. Da, cât te rezolv acum, stai o secundă. Gata. Ia uite cum am ieșit. Și ce am făcut? De ce ai intrat pe acolo? Acolo m-a pus. Ah, da, gata, gata, avem nevoie de gata, știu ce trebuie să facem. Iarăși am intrat în chestia asta. Hai să mergem să facem curățenie, cred. Fim corecți. Tot mă bag în astea, vă cred. Stai puțin. Nu că pe mine nu mă lasă să iau nimic. Lasă că da, lasă că fac eu curățenie, ca lumea. A, te se dea lui Fred, da. Ionut, salut, salut. A, da, acum Axel Code a apărut și pe PC și eram și PlayStation oricum, deci aș putea să-l joc ori pe aia, ori pe aia, oricum o să mai trebuie să mai cumpăr o placă de captură. Dar cred că o rezolv până vinerea viitoare. Ca să dau cu 2K direct, ca să se vadă într-un mare fel. Și la mine și la voi, că eu îl joc 1080 acum. Hey Leo. What's up, Fred? Got something special for you to read. Hope you like it. Sure I will. Roronoa Zoro. Salut, ce chestie, chiar azi m-am uitat la episodul de acum 2 ani care l-a jucat cu Boboneta și acum te găsesc pe live jucându-l din nou. Aia șmecherie maximă dacă ai făcut treaba asta. Au trecut 2 ani de atunci când am început jocul ăsta. Bun, trebuie să vedem gardienii. Când, fii atent că știu cu astea cu evadările, știi cum sunt. Sunt. Yeah. Trebuie. Când vine. Tu o să mă anunți pe mine când vine gagiul ăla. Stai așa că trebuie să-l... What? I'm freezing. Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. Nu, stai puțin. Așa, gata. What are you doing up this late? Nu pot să dorm. Fii atent. Și acum, cine? Eu am ăsta. Fii atent că mă apuc de treabă, da? Apucă-te. Uite-te tu și zi-mi când e treaba. Place, da? Da. Fac un pic de gălăgie. Oolo. Stai puțin că e. Mai desfac unul. Uite-te, te uiți și în partea cealaltă. Nu, că vine decât unul, văd. Vezi că vine. Cancel? Așa. Guard, you have a second? Nu, bro, nu trebuie. Nu mai ține de vorbă. De cancel. Că nu mă interesează, sunt acoperit. Acum doar stau... Imediat, boss, m-a trimis la culcare. Ok?
Să te uiți la amândoi, că mă pot trezi și cu jabița aia din... Hai dă-i. Acum. Dă-i înainte cu tupeu. R2. O dată. Olo. Acum e cu... Da, da. Acum așa. Anton Bus. Seamă cu caracterul adevărat. Nu joc solo. Acum dacă vrei să-l ții un pic de vorbă, sunt curios dacă merge chestia asta, dacă-l ții un pic de vorbă, dar s-ar putea să fie prea aproape. Da, ești, de... ești. Nu mă, vorbește cu el un pic. Hai că vorbesc cu el un pic. Întreabă-l când ăsta, stânga, visit day. I-am întrebat. No. You sure? Ok. Stai, mai ține. Ia, mamă, la. La marele fix ești nebun. Trebuie să-ți dau... Trebuie să-ți dau aia înapoi. A plecat? Ia asta de aici. Stai așa. Ia și tu. Așa. Am luat-o. Și acum... Vezi că... Dă-i. De că ești bine. E aproape gagiu, dar mai desfă un șurub. Stai să văd dacă pot să-l... Hai, renunță, că nu știu dacă pot să-l opresc. Gata. Ești bine, da? Da. Nu stau de vreo cu el. Vezi că bine. Lasă-l, mă, că nu mai băgăm în seamă. Deci pot să-l distrag data viitoare. Ok. Bun. Hai, bagă. Nu băga, nu băga. Acum am văzut că vine și gosul din partea cealaltă. Nu știu că vine și celălalt. What? Uite că voi cu zice că te pricep foarte bine cu ăstii. Oare de ce? Păi, câtă pușcărie am câtă pușcărie am băgat la viața mea. Stai că mă uit, stai. E lângă gagiu, nu, stai. Iar ne zice asta, să ne culcăm, să ne alea. Să zicem partea asta. Apucă-te, nu te apucă. Nu, că se întoarce înapoi acum. Nu, că vine și celălalt, fii atent că s-a îngreunat și mecherii. Vine ăsta și te apuci imediat după. Nu vreau, mă, nimic, nu vreau să vorbesc cu tine. Vezi că vine ăla, nu te apucă. Yes, sir. Just gonna take a leak. Dă-i drumul la treabă. Vine, mă, stai, dă-i drumul. Ai timp. Îți opresc? Nu, bagă. Ok. Paolo, dar e și veche maneta aia de o ai tu, Oli. Hai că îl desfaci pe ăla și după aia te închizi treaba. Uh-huh. Gata, închide. Așa. Iată. Și-l ține-o pe ăsta de vorbă, că o să vină ăsta acum. Hai, stai că se duce în dreapta, întâi să zice. Da, mă, hai, mă. Dă-i drumul, la treabă. Gata. Ai timp să le faci pe toate, că vă stau eu de vorbă cu gagiul ăsta din dreapta. Mhm. Haolo. Mamă, cât ia să taie, mă. Da. Deci vine gagiul ăla. Vine amândoi sau care-i treaba? Mie să nu vine și ăsta de aici. Dă-i. Că-l țin de vorbă. Îl întreb de ce mai face. Gata. Bun, perfect. Perfect. Helio. Ce vrea, mă? I'm done. Bun. Asta e tat.
De când ai început, Alexandra Florentina, de când ai început să faci live-urile cu gaming? Nu mai știu, Alexandra, Barnum, de... 2 ani și? De 2 ani, așa, dar am fost underground, așa. Nu am zis nicăieri. Am mers pe principiu, dacă ne întâlnim întâmplător și vrei să rămâneți pe zonă, e ok. Dar nu aveam frecvența de acum. Era mai liniștită treaba, știi? Deci, undeva la 2 ani, așa, să zic. Hai să mergem, Oli. Gata acum. Zoro zice, cu ocazia asta e prima dată când te prind live, aș vrea să-ți zic că ai toată stima și respectul pentru interpretarea personajului Gianni din Asfirvinți. E unul dintre personajele mele preferate. Toată dragostea, mulțam, apreciez că apreciezi. Mulțam mult. La pușcărie. Mr. Jinx. Mă uit ca la film. Adevărul că e pare film. Cine a zis? Alexandru. Exact. Pare film. X. Erai ochii din umbră, exact. Da, da, trebuie să închidem ventiliciul ăsta. Cu ceva. Cu o mătură parcă băgai în el, nu? Nu mai știu. Dar găsim noi ceva acum. De ce avem treaba asta aici? Ne ducem undeva? Unii mătura? Nu pot să intru în el, nu? Că mor. Stai puțin. Cine a venit? A venit Alex, a venit Miriciu, Laurențiu, Mihai, Hyperman, Kert, Gabi, Radu, Răzvan, David, Ștefan, Șoimu, August. Mulți ani de abonare. Și unde duce treaba asta? Ne învârtim în cerc, Oli, nu știu cum să zic. Știu asta, vă știu. We are running in circles. Ceva ne scapă. Grav. De-aia intră, Oli, forțează un pic. Păi mă... da, mâna să vin să mă aplec. Ia intră tu. Stai puțin, că mă duc, mă cubor. Cer masiv pe toate rețelele de socializare. Mr. Jinx. Leo, I need some help here. Ok, gata, mă, aia era, mă. Aia, unde ai găsit chestia aia? Bravo. Pe mine să mă ajuți. Păi, că nu pot să rup singur, așa, n-am atat forță. Gata, te ajut, fii atent. Atât. Și blocăm. Andrei a fost, dacă dau pauză, bag melodia cu zdranță. Bag în ventiliciul ăla. Gata, am găsit-o, Florin. E ok, că zice, trebuia să găsești o bucată de bară, să bagi în ventilator. E rezolvat. Păi de ce nu bagi în ventilator, nu? Îi dau drumul. Nu fi pervers. Și... acum tu trebuie să-l oprești, ca să poți să trec și eu. Nu pot să fac singur asta. Asta închide ăsta, nu? Ba da, l-a închis la mine, gata. Ok, perfect. Vino cu coace. Vino cu coace și să evadăm. Hai frate, să evadăm, că e panică în pușcărie. Păi nu trebuie să tragem amândoi de asta, de unde nu puteai tu? Da, păi mai avem, am crezut că era pentru ventilator, dar nu. A, nu, aia e dreptate. Aia e. Zang.
Și aici? Aici m-am oprit cu Bobo, cred. Nu, 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 mai în față, mai în față. Asta e de mergem spate în spate și trebuie să facem, nu? Nu, că ați trecut și de-aia cu căruciorul, yeah. Când trebuie să te bagi în cărucior să te ascunzi. Adam, am trecut, așa e. Ba da, ba da, Andrei, poți să o postezi. Dacă vrei tu să postezi melodia aia cu zdranță, Caterinca, așa, vrăjeală. Dar dacă vrei tu o postezi separat. Și așa îi spun. Dacă vrei, o postezi, nu mi-e greu. Și puteți să o folosiți, să faceți ce vreți cu ea. Nu o pun drepturi, da. Adică nu e cu... Nu? 50 de euro, nu e. Nu e, adică dacă, doar dacă ce... Cum faci asta? Numai dacă o pune el în clipuri, o să-ți dea el YouTube-ul singur. Îmi dă YouTube-ul? Da, când o să-ți bagi biful pe canal, trimite YouTube-ul. Și ce face în momentul ăla? Bifez că... Poți să dai strike. Păi și dacă nu vreau să dau strike? Nu-i dai. A, ok. Gata, am înțeles. Da, mă, o pun. Cine a zis? Andrei, o pun. Dacă vrei tu, o pun. Na, nu știu, pentru cine... Deși o să tot auzi, la un moment dat o să vomiți, că ea e la fiecare pauză, o să fie la modul... Iar asta cu zdreanță trebuie să mai schimb, să mai fac altul. Uite, aici e. Aici și după aia a ajuns sus pe pușcărie. Da. Da, corect. Arabu Games, Adiță, Metin 2 Pure, Ștefan Squad, Alex, Mirciu, Laurențiu, Mihai, mulți ani de abonare. Aici trebuie să ajungem acolo, dar nu putem pentru că-s gagii ăștia și trebuie să facem cumva. Ia să vedem ce facem aici. Păi trebuie să facem, ia să vorbesc un pic cu gagiul ăsta. Boss, ia zi. Salut. I need a laundry cart. Oh, can I have your number, please? Da, 0722 459 574. Ah. Hai să-l încerc să-l conving, dar nu cred că. Sigur nu sunt eu pe Leo. Buia. Stai că l-am convins pe băiatul ăsta cu vorbă bună, Oli. Serios, chiar l-am convins. Vin un coace. Acum vin. Vin un coace să te bagi la aparat aici și te plimb cu trocaderul. Fii atent. Bagă. Te-ai băgat tu? Ei, nu, stai. Ești de acolo. Nu, stai că ies. Bagă-te la cărucior. Da, trebuie să pui și haina peste mine. Haina. I'm not planning to. Remember, stay hidden. Trebuie să pun și haine peste tine. De unde iau haine? A, gata, de fiat, te rezolvi imediat. Stai, bă, ce vorbești? Mă descurc pe astea, pe pușcărie, zon. Te doare cap. Iau și eu asta de aici. Oricum nu m-a băgat nimeni în seama, așa că e ok. Ia. Să mai aduc? Nu, mai gata. Ba da, a zis că mai... Dar nu, dacă vorbește un englez, a zis. I need more sheets. Adică am nevoie de mai multe cerceafuri. Tensiunea crește, muzica e la maxim. Bă, ești disperat după cerceafuri, l-auzi pe ăla? I need more sheets. Florin, mulțam de abonare. Florin Mihai, bine ai venit, cum ar veni, așează-te frumos în canapea dacă nu erai deja așezat. Și stai cu noi, mulțam de abonare. Bun. Acoperă-te. Pune ceva pe tine, cum ar veni. Noi trebuie să facem ceva și după aia să plecăm cu ăsta? Eu nu am început cu finalul? Nu. Exact cum zice Anthony, după atâta miau, rough, exact. Aia, că acolo ajungi și cu melodia asta. Așa, Florin a zis, te bagi în coci cu haine, săvârșită fapta, Florin. Claudiu. Salut, Costi. Salut, Claudiu. Mortori, eu o să mai joc, Claudiu. Dacă vreți voi, îl mai joc. N-am nicio panică, nu l-am dezinstalat. E acolo, doar că aș vrea să joc cu cineva care l-a mai jucat, să facem deja direct finalurile alea. Altele decât ăla bun, că l-am făcut pe ăla bun. Sebi, bagă, somn. Hai că vă las, mă bag la somn. Aș mai sta, dar mâine la 7 trebuie să mă trezesc, am bilet, tren spre București din Suceava.
și trebuie să mă culc. Bravo, bravo, bagă somnaș. Somn, că altfel o să fie greu cu trenul ăla pe... O să fie greuț. Ionuț, cum să știu că ai jucat în filmul Lustate? Da, Moștenirea. Mai tare, ce anume? Jocul. Îmi zice... Tiger, gata, rezolvat. Ăsta e maxim. Mai mult de atât n-am cum. Pot să dau... Așa, să... Cum sunt acum? Nu știu că eu nu te aud, am dat în pendi, te-am dat în chat. Nu, întreb chat-ul. Tiger, cum ți se pare acum? Sebi, mulțam, seară faină, Sebi. Florin, mulțam, apreciez. Alexandra. Mulțumesc pentru live-uri. Live-urile de genul. Păcat că nu se susțin vloggerii de genul la noi în România. Nu se susțin? Zici tu? Aba n-am, nu știu. Nu colaborează între ei? Cum decizi cu cine te bagi la LOL? Stai puțin că nu știu cum o să... Cine m-a întrebat? Andrew, nu știu cum o să fac aia cu LOL-ul. Abar n-am, dacă ești pe zonă... Vedem noi acolo. Nu știu foarte clar cum o să fac, dar cert e că probabil o să fac... un joc, care am înțeles că durează undeva la 30 de minute, după care o să schimb echipa și o să exact. Grupez cu voi pe o parte, nu o să joc cu aceiași oameni. N-am fiecare apucat... cât un joc. Ce link? Nu știu despre ce link. N-am apucat să copiez link-ul, zice Peekaboo. Sebi, da, dacă ești mâine, ajungi și tu în București, vorba aia de la Suceava București, ne vedem pe seară. Pe seara undeva bag continuarea jocului. Pe PlayStation, Florin. 5. Jocul se numește A Way Out. Ăsta e jocul. Cine m-a întrebat? Ionuț, nu. Ionuț, ok, see what we have here. All right, looks good. Roosevelt, mulțumim de abonare. Antonio, mulțumim de abonare. Rafael, mulțumim. Geo, Cosmin, okay. Florin, mulțumim de abonare. Ce am făcut, frate? Ce fac acum? Dacă te duci ăla, nu ești... Da. Nu e, ești uh-huh. Bine acolo. Trebuie să... Facem cumva. Nu ieși încă, lasă-te... Păi n-am ieșit eu, m-a scos singur. A, da, lasă-te în jos, ideea e să nu te vadă gagie. Ok. Face ceva asta? Trebuie să furi ceea ce a furt tu. Uite alea, din stânga ta de acolo. Din spate, acolo. Ia-le pe alea. Dar nu merge și el jos? Ha? În jos nu merge. Nu, întoarce-te. Oli. Uite aici, stai un pic. I guess I need Leo in here to help me with this. Păi și cum ajung eu acolo, bro? I guess I need Leo in here to help me with this. Ajut eu, că nu pot singur, dar... I guess I need Leo in here to help me with this. Dar cum fac cu gagiul ăsta? Ia stai, că vorbesc un pic cu el. What are you doing? Get the hell back to work. The machine is broken. E stricată mașina, frate. There's a problem with that washing machine. Oh yeah? What's the problem? Yeah, are supapa, are duza, dusa. I-am zis asta în engleză. Are duza. Doesn't look broken. Stop lying. Get back to work. Ia stai mă că mi-ai zis cu atât. What are you doing? Get the hell back to work. Era mai ok înainte, se aude puțin cam încet, ok, fii atent, egale. Acum avem voce egale. Totul e egale, pe aceeași... chestia, am mai modificat sunetul, acum suntem pe aceeași linie. Deci, vocea și... There's gonna be a fight. Yeah, but I think those two guys are just about to fight. Da. Where? Uite acolo ăia din spate, ăla l-a înjurat de mamă pe celălalt și ăsta... Păi nu acum... Trebuie să bat unul, mă, trebuie să fac cumva, să...
să plece gagiul ăsta de aici, să-mi deschid și mie ușa aia de acolo. Vino la ușă. Lasă cearceaful ăla, că mă nebunești. Pune-l gata, jos. Vino la ușa aia de acolo, că trebuie să-mi deschizi. Fii atent. Acum vin, stai un pic. Vezi că ai și polițistă stânga. Păi stai puțin. Fii atent, când pleacă, te duci în partea asta altă de birou. Exact. Pregătește, stai. Și îl provoc pe ăsta. Ăla o să vină să... Ia. Yeah. Și îl provoc pe gagiul ăsta. Tu du-te la ușă să-mi deschizi. Vezi, dacă ești prost... Ăla, da, boss. Du-te la ușa aia, ca să-mi deschizi. Acolo. Asta din față, da? Da. Uite. E că i-am provocat pe gagi. Uite, nenea. Gardianu. Nenea Gardianu. What the hell? Stai. Așa. Enough. Get out of the way. Come on now. Get off each other. Stop. Oh, fuck. Hai, vino și tu că e acolo. Încerc, dar merge ăsta în slow motion. Aici este în regulă. Și acum luăm cerceaful. Ne ducem acolo. There's the vent. Now we need to put the sheets into it. Stai să... Acum. Hai, ține-te sus. Da, te văd. Stai puțin că... Să se pună asta sus. Așa. Bun. Perfect. Ți-am plecat, R2. Dă-mi alea, dă-mi cerceafuri. Acum îți dau. Așa, e ok, mergi, hai că e un pic slow audio. Ești prea încet, dă mai tare puțin, ok. Acum o rezolvăm. Imediat. Las că am cerceafurile astea, dar... Bring me some sheets. Hai. Acum îți dau. Gata. Fii atent ce faci în șmecherie. Îl bag așa. Dau un blană Wally. Jocul e sub noi cu două linii. Sub noi. Merge acolo. Te auzi încet? Acum cred că mă aud beton. America, San Francisco. Îmi ziceți, am... Acum sunt cu două liniuțe peste joc. Nu se poate juca singur, se poate juca în doi doar. Altfel nu merge. Not a fan of heights? Not really. Asta... These sheets will hold together then. Well, what do you mean? Well, it's sheets. Not a rope. Ce vorbești, mă, suntem experți, băi, ești nebun la cap. Ha? Ce zici? Nu era nimic acolo afară. A, uite, pe aici. Aici. Nu pe partea aia, da? Dacă mă uitam la tine și aveam senzația că fac treabă bună. Am dat. Eu? A Way Out, da. Cristo, mulțumim de info în chat. Da, jocul este a Way Out. Așa se numește. You ready to get down there? Really? It's pitch black. We need a light. De unde? Lumină. Asta mi-amintesc, bă, partea asta cu Bobo. Știi cum era? El era cu... Când am jucat cu Bobo. Așa. El era cu... Cu fața la... Ceva gratis. Și tot îmi spunea... Bă, e închis. N-am cum să ies de aici. Da, nu s-a întors niciodată și vedea doar gratiile din față. Ideea e că eu eram în spatele lui și veneam pe hol. A, uite, dă-mi... Acum vin și eu. Dă-mi și mie puțină lumină. Vină puțin mai în față. Unde sunt în fața ta, cum vii, uite aici. Aici, dă-ți și mie în lumină, în dreapta aici. Uite aici. Acum. Așa, acolo. Acum, gata. Dai o secundă. Am deschis ceva supapă. Nu știu ce. Hey, the water's being drained. See if you can find an opening. Aici? Bun. Oh god, this water smells like shit. Ah. Well, it is. Acum nu mai am cum să dau lumină. Da, nu, că pot. Pot,
Aha. Ia uite-mă. Ca un șarpe. Ca un șarpe de pușcărie de la grav. Rezolvat. Ia uite cum lucrez la tine pe ecran. Ok. Păi cred că mai aveam și eu nevoie de... Stai. Dacă te-am pierdut acum, nu mai știu unde să mă duc. Sunt aici eu. Chipix, Droid, Robert, Octavian, Roosevelt, mulțumim de Antonio, mulțumim de abonare, Rafael, Geo, Cosmin, Florin, mulțumim de abonare. Gata, gata, știu. Am venit. Salut, salut! Stai puțin că nu m-am uitat unde merg, gata. Dă-mi mie aia. Yeah. Lanterna. Da, da. Și mă duc frumos pe aici, elegant. Ia uite-mă, frate. Băi, zici că am mai făcut asta, jur, adică așa se vede, adică... Păi să vii să-mi dai drumul și mie la ușă după aia. Te servesc. Aici, aici? Da, acolo. Te-am văzut. Na, că lacăt. Na, că lacăt. Na, că piatră. Atât. Dă-i. Te-am servit. Gata. E bine pe instalator, dar bravo. Stai puțin că m-am pierdut în mine. Pe aici trebuie să luăm. Da. It's locked. Vincent, help me. Amândoi odată. Stai puțin. Fii atent. 3, 2, 1 și. 1 și. Bun. Just hope there are no rats down here. Probably is. Aici mergem prin ăsta aici. Hai. You're not scared of rats, are you? Me? Nu. Dreapta? You know, whatever. They're disgusting. Right. Nu. Sau? Nu e combinația. Mai venit cineva? A venit nu. Alex. Alin Sebastian, Alex Albescu, Dragoș, Chipix, Droid, Robert. Mulțumim de abonare. Am greșit-o un pic aici, stai o secundă. Aici, poate? Nu, de acolo am venit. Deci alea sunt ușile. Aici, ia vină încoace, vină încoace. Dacă cum vin? Văd aici în stânga. Da, stânga. Are... Adică pe aici, pe acolo, așa. Păi da, da, acolo am fost, mă. Am fost noi la asta? Nu cred, ia. Ba da, n-avem cum. Doar dacă dau cu capul în gratiile astea. Ia și spate de tot? Pe aici? Nu văd nimica. Nu văd nimic. E atât de trist. A? Ia-o în dreapta, nu de stânga. Aici am băgat și efectul ăsta de, știi, că se aude... Na, e eco, că ești în subsol, ești la șobolan, la... Ia venim cu aceea. Ori! Ce-ai făcut cu ăstii? Băia tu! Așa și fă dreapta aici. Păi de acolo am venit, Oli. Din dreapta nu ai venit după ușile alea, din spate tu. Oli, dar nu vrei să mergem pe partea asta, că am găsit aici un hol. Ia vină pe aici. Păi am fost pe aici? Să ne vână acum sau am luat o... Hai să vin după tine. Vină cu aici, că uite ce am descoperit aici. Am mai fost noi aici? N-am mai fost. Vezi? Ține-te după mine, te rog eu frumos, că am instinctul ăla de pușcărie, de la instinct, de la jmecher. Da, dar stai că nu mai văd nimica eu aici. Păi dacă n-ai venit odată cu mine, că de-aia am zis să vii odată cu mine. A, gata. Aia zic. Uite, vii, întoarce-te. Uite-te. Uite, vină încoace. Uite, în stânga. Așa, gata. Vină încoace. Mergi în față. M-ai omorât, Oli, am zis să vii după mine, mă. A, gata, găsesc, gata. Uite aici. Gata, hai. Aprinde-ți-mi tu lumina aia. Uite aici. Așa. Aici trebuie să ai. Așa, gata. Aici trebuie să ajungem.
Așa, gata. Victor, bagă, bagă. O, mâine plec la Mamaia, zice Victor. Drum lung și, și e drum lung. De la București. De la Mamaia. Două ore, o oră jumate, două ore. Depinde cum, cum mergi cu mașina. Victor, apreciez. Mulțam. Mulțam și ție. Drum bun mâine. Alexandru, mulțam. Mulțam, apreciez. Că ești cel mai bun YouTuber de gaming, zice Alexandru. Din camera ta, în paranteză. Și are dreptate. Corect. Păi chiar sunt în camera mea. Vrei să mă ajut să trași-o de asta? Și domin, cum ar veni pe camera mea? Domin. Numărul 1. N-ai. N-ai cum să mă bați. This way. Oh, fuck. Manele TV, Costi, ce părere de postul la care lucrez cu știrea falsă că a murit? Ei, nu știu, a fost la Pro TV? Ideea e că uneori se întâmplă treaba asta. Eu când am murit eu, că și eu am murit, dacă nu știi ei. Da, ai înviat. Da, am murit prin 2018, cred. Și după aia a murit Marius Râlea. Și tot așa, a ajuns la Pro TV a doua zi și a anunțat că n-a murit, știi? Pentru că nu știu cum sursa, bla bla bla, nu știu ce sursa a transmis informația. Stai puțin. Hai. Stai un pic. Da, stai aici, stai un pic. Stau. Am zis. Dacă a fost la Pro TV se mai întâmplă, ți-am zis. Deși ar trebui să, evident, să nu se găsește. Dacă a fost, abar n-am, că nu știu dacă a fost de... sau circulă doar pe YouTube. Mai vine o tu un pic mai sus, Oli. Hai, mă. Așa. Hai. Amândoi odată. Da, arătat. Am greșit eu acum. Așteaptă-mi și pe mine. Aștept. Acum! Nu, am greșit. Ia dacă dau. Acum! Am greșit-o. Hai de vină, Mălică, de... Împătrim aici. Gata? Manele, am răspuns, frate, am răspuns la mesaj. Ți-am spus, am murit și eu prin 2018. Am folosit în stand-up asta. Știu doar că se poate întâmpla când informația ajunge la ceva sursă sigură și e preluată de fapt, știi? Se poate întâmpla orice astăzi, îți dai seama. Da, uite-te. Acum? Acum? Am greșit eu, stai. Acum, right. Hai. Hai. Aha. Vino. Stai. Așa. Aia suntem. Hai. Stai că am greșit-o. Te aștept. Gata. Hai, mă. Așa. Și încă o dată și aia e. Și încă o dată. Hai, hai. Dar îmi place mie cum mă cerți cu asta, cu nu evita întrebarea mea.
There's only one place you can get that, the workshop. Răutate? Yeah. Răutate. Nu vă văd să ajungeți departe în formula asta. A zis răutate. I guess it's the same way down, right? Yeah. No childhood tricks up your sleeve? Afraid not. Shit. Andrew, habar n-am, că e o melodie în Las Fierbinți, îți dai seama că sunt nu o melodie, sunt foarte multe melodii. Adică, deci legat de asta cu știrea falsă care circulă că, eu ți-am spus, ca să rezum la, să fie un răspuns mai clar, eu în 2018 am murit, pe pat de spital, cu familia lângă mine, așa era scris articolul, ca să ne înțelegem. Și evident sunt foarte mulți oameni care au crezut. La mine n-a ajuns știrea la televizor, doar pe internet. Și aia a fost, adică o chestie. Eu am zis în stand-up că am aflat asta de la Bobo care m-a sunat. Făceam numărul 2 la toaletă, ca să zic așa, și m-a sunat Bobo. Și mi-a zis, bă, vezi că ai murit. Și am râs prima dată, am zis, Caterin, că glumă și nu știu ce. Și după aia mi-a zis Raluca, soția, mi-a zis, băi, mi-au zis studenții că ai murit. Iarăși am râs, mi s-a părut amuzant prima oară, că na, eu eram în viață, de-aia mi s-a părut amuzant. După aia mi-am dat seama că e o tâmpenie, pentru că am baftat să am părinții lângă mine, știi? Nu era Caterinca, adică dacă ei aflau informația asta, în fine. Și mi-am dat seama că nu e cioacă. După care la câteva zile, râlea a apărut la... A apărut o știre cum că a murit. Și a doua zi a venit tot la Pro TV, unde fusese știrea cumva, pentru că venise dintr-o sursă care părea sigură și o demență de asta. Și el a fost invitat la televizor, la Pro TV, să spună că na, sunt bine, toată lumea, să știe toată lumea că sunt ok. A fost o știre farsă care a ajuns pe o sursă sigură, o demență de asta. Deci asta e răspunsul, se poate întâmpla. Dar evident e aiurea că se întâmplă. Asta mă întreb, dacă e aiurea sau nu. E mega aiurea. Pentru că mai ales dacă e pe un... Deși și internetul, oamenii cred și internetul. Și internetul e plin de bullshit. Dar la televizor știu că oamenii reacționează, bă, e pe bune, știi? Deci, na. Jurnalismul ăla ok, se face cu o sursă sigură, știi? E foarte iurea dacă s-a întâmplat. Na. Dacă e, că nu știu, nu știu. Un pic, că mă întorc în 2 minute până da, atunci. Da. Dau joc un pic în bară și mai vorbesc cu oamenii în chat până atunci. Gratian, sau Grațian, mulți ani de abonare, Tudorache, mulți ani, Bobo, Cristian, Mortecai, Denis, Cătă, Rachi, Ionuț, Alex, Alin, Dragoș. Mulți ani de abonare. Deci dacă s-a întâmplat și așa cum ziceți voi că a ajuns, e aiurea complet. Mega aiurea. Victor zice Costi, din sectorul 3 până în Mamaia e o oră 50. Asta cred că zici când zici 1.5. La cum merg eu, 130-150. Aia zic, undeva pe acolo ești, da, ca medie, chiar dacă mergi în imediat. Anthony zice, cine a postat știrea asta fake? Cred că e șomer acum, zice. Băi, ideea e că și eu prima dată când am râs, mi s-a părut Caterinca, dar după aia mi-am dat seama, e clickbait, la modul ăla, știi? La și aia de la Antena 3, uneori... și-a furat-o. Cu ce? Cu... Războiul din Ucraina, cu clipul ăla din Arma 3? Da, mă, care a fost faza aia? Da, era din joc, nu? Da, cu vorba în darmentele atunci, când au dat clipul ăla din Arma 3. Dar n-a fost cioacă. Și era din joc. Chiar au crezut că e pe bune. Chiar au crezut că e pe bune, da. Știi? Au crezut că e pe bune și a furat-o. Da, pentru că, na, știi, e ciudat. Probabil că nu stai să verifici dacă sursa este... Cred că așa funcționează, bana cum funcționează, că n-am activat în jurnalism. Dar bănuiesc că asta e chestia, bănuiesc că ai niște surse, bănuiesc că, na, ca să nu ajungi să spui tâmpenii. Mahu, mulțam de abonare, Ionuț, mulțam de abonare, Angel, mulțam, Marco, mulțam de abonare.
Anthony, Victor, ai scris, prima te-ai scris o oră, 50 de minute, după care o oră. O oră nu cred, decât dacă dai cu 250 la oră, că altfel nu văd să ajungi într-o oră la mamaia din sectorul 3, e mult. Nu ajungi într-o oră. E mult. Păi sunt 230 de kilometri. Ceva de genul ăsta. Păi da, asta zic, trebuie să dai cu 200 sau 300 ca să o dai egal. TMD, nu ar trebui, dar înainte să dai drumul la o știre de genul ăsta, că el zice, ar trebui să confirme mortul știrile astea, să-l întrebe pe om. Da, ai putea să suni familia sau pe cineva apropiat. Exact. Știi? E foarte simplu de descoperit dacă cineva a murit sau nu. Știi? Nu e greu. Am găsit, Florin mă întreabă dacă am găsit PS5-ul la preț decent. Da. Cât am dat pe el? 30, nu? 30 și? 32 cu voucherul ăla de 2 milioane jumate. Da, cam câte magazin. Cam cât l-a scos ei, 25 în total, fără voucherul ăla. Da, ceva de genul, că aveam, cum îi zice, zi să-i zic, aveam voucherul ăla de 2 milioane jumate, aveam ăla pe un an, abonamentul pe un an și două jocuri incluse. Deci, da. Pe acolo. Pe acolo, da. Eu zic că e ok. La bănuții ăștia. La bănuții ăștia cu toate astea, cu toate chestiile astea înăuntru. Ștefan zice, știi că poți să dai în judecată dacă nu mă șel. Da. Dacă e o televiziune și vrei să te duci în direcția aia, da, evident ei pot să dezmintă dacă e o chestie mai oficială. La mine, spre exemplu, fiind un site care a pornit știrea, de obicei, dacă, în general, vă sfătuiesc, când citiți un articol, verificați dacă cineva își asumă articolul respectiv. Că nu știu dacă faceți asta până... Încă oamenii nu obișnuiesc asta, să facă asta. De obicei, citești articolul și nu verifici să vezi dacă cine a spus asta. Cine își asumă articolul respectiv. Noi, de obicei, citim articolul și zicem, băi, uite-mă ce chestie s-a întâmplat. Dacă te întreabă cine a zis asta, zici anonim sau anonim, nu era scris nimic. Știi? Dacă e o televiziune, evident poate să-i dea în judecată, dar bănuiesc că până la a da în judecată, tot acea televiziune poate să dezmintă. Se mai întâmplă, mai pot apărea erori. De obicei, o televiziune e puțin mai profesionistă. La mine n-are tras știrea, spre exemplu, că era un site. Și dacă dai în judecată site-ul respectiv, o să descoperi o firmă care, evident, poate să în secunda 2 nu mai există sau a dat faliment sau pui mei toată treaba aia și, de fapt, te bați cu fantomele. În cazul unei televiziuni, evident, nu stau lucrurile așa, dar bănuiesc că au sunat în secunda 2 să anunțe, băi fraților, ce cu știrea asta? Dar da, Ștefan, ai dreptate, poți să dai în judecată. Amendă la CNA pentru știre falsă, 30.000 de lei. Zice CL6. Nu știu, dacă e așa cum zice CL6, e, cred. Amendă la CNA pentru știre falsă, amenda la CNA pentru știre falsă e de 30.000 de lei. Dacă ei fac audiență destul, le primez mai mult decât amendă. Așa că e win. Aha. Ai văzut că vor să bage CNA-ul și pe YouTube, nu? Hai mă, nu spunem asta. Pe bune? Vorbesc serios. Cum adică? Să te amendeze. Să te amendeze că ce? Clar. Păi să te amendeze că ce? Adică să intre CNA-ul pe ce? Pe internet sau pe YouTube? Mm-hmm. YouTube e o platformă privată, ca să zic așa. Deocamdată. Păi cum deocamdată? Ea rămâne privată. Bine, și televiziunea este privată. Păi da, dar vor să alege ca să nu mai înjuri, să nu mai... Știi ce zic? Eu n-am o problemă cu asta. Sunt pentru conținut mai clean, dar... Exact. Dar, mie, eu chiar cred că trebuie să rămână internetul ca o grădină zoologică. Chiar cred asta. La mine e mai clean, dar există YouTuber la care mă uit și nu sunt clean. Și așa e tripul lor, așa e treaba. Și mi se pare ok să existe atâta timp cât YouTube-ul, știi cum e, pune filtrele respective, nu e conținutul pentru și așa mai departe, știi? Adică eu nu sunt neapărat pentru asta, mi se pare obositor la un moment dat, dacă știi, toți înjurăm, toți avem, că na, toți, adică nu suntem copii, toți le zicem. Dar mi se pare mult, spre exemplu, să mă uit la o chestie constant unde cineva înjură într-una, știi? E bă, ok, dacă e justificat, e ok. Dar oricum asta cu CNA-ul nu sună bine. În ideea în care cred că YouTube-ul ar trebui să rămână grădină zoologică, pentru că tu când te duci la grădina zoologică, te duci la flamingo. Vrei să vezi animale. Da, vrei să vezi animale și animale sunt diferite.
Vrei să vezi raton? Ratonii sunt drăguți, se joacă acolo, sau maimuțele, cum mănâncă ele banane și se joacă, nu știu ce, foarte simpatic. Dar te duci și la tigri. Da? Și la tigri, tigri nu sunt drăguți. Se agită, știi? Pormă la lupi, pormă la iepuri. Te duci la iepuri, te duci la iepuri, mănâncă acolo, morcovi, puii mei. Nimic, e super chill, dar în același timp fugi în toate direcțiile. Și așa cred că te să rămână internetul. Da. Cred că de datoria așa, părinților, normal. Cumva. Așa cred eu că e fun. Cred că la un moment dat, dacă reduci totul la bă, n-aveți voie aia, n-aveți voie aia, n-aveți voie aia, nu trebuie așa, nu trebuie așa, la un moment dat ajunge foarte... Deși cenzura, dacă stăm să ne gândim, bă, mărește creativitatea. Da. Pentru că întâmpinând tot felul de probleme de genul nu poți să te exprimi așa, atunci apar ideile. Așa când te exprimi, apar astea. Și am venit și v-am luat morții și v-am făcut să moară, bă, bogame, și el a zis, ce stream-i ăsta, frate? Ce a făcut, mă, mâncați? Că mi-a luat baia, mi-a luat familia, mi-a luat talea. Mi l-a întors. Când încep filmările pe serial? Luni. El a început deja. A intrat deja CNA pe YouTube, zice DJ Clatu. Nu știu cum se manifestă asta cu CNA, nu știu foarte clar ce... Nu ce... ai voie să mai vorbesc de animale de-alea care zboară negre. Știi? Da. Păi da, stai puțin, că astea sunt ok. Rasism, da. Zici. În sensul da, ăsta. Da, de rasism. Ok, de... da. Astea da, în regulă. Aproape 25.000. Adevărat noisy. Go, go, da. Go. E așa să fie, doamne. Gogoșel, Grigore, Marian, Mahu, Ionuț, Angel, poate v-am mai zis, Marco, Grațian, sau Gratian, Tudorache, Bobo, mulțumim de abonare. Tatuaj cu 4 puncte. Te ghicești, ești cel din dreapta. Da, eu sunt Luca, băiatul. Nu, Luca mă cheamă? Ăsta sunt. Cred că da. Drecea. Așa. Când mai filmăm? Alex, filmăm acum. Suntem în filmări, ca să zic așa. Victor zice, Costi, tu ești genul de om care stă pe chat, dar max infinit sau Irafael și alții nu stau pe chat. Iarăși, nu e de condamnat asta, bro. E fiecare o arde cum o arde, știi? N-am, eu, cum vrea el. Cum a fost el, cum e tripul lui, cum e vibe-ul lui. Poate li se pare iurea să stea în chat, poate au foarte mult hate, poate, și eu știu, abar n-am. De-aia zic că aici... Eu, nu e vorba de comparat, e vorba de fiecare o arde cum o arde și dacă de, rămâne la voi, știi treaba, bă, îmi place sau nu place, sau rămân aici sau nu rămân aici, știi? Dar, spre exemplu, eu vorbesc cu chat-ul, dar mie pot să-mi reproșez, spre exemplu, că, uite, am lăsat jocul nemișcat de 7 minute. Și poate pentru oamenii care se uită la Irafael, și mecheria e că el merge, habar n-am, că nu știu cum postează omul, dar poate merge din plin, știi, merge, face toată povestea, nu ia pauze, eu mă opresc, poate alții vor să vadă toată povestea fluent, fără să, eu mă opresc, mă mai ia cu una, cu alta, ai văzut că, ai văzut live-urile mele, poți să dispar jumătate de oră, las jocul, intru cu voi, ne luăm cu nu știu ce discuție despre autostrade, cu alea, cu rachete, cu Elon Musk, cu primii mei, ne duduie, Stanciu, mulțam, GSM, Necaz, Gabriel, Adiță, Faraonul, mulțumim de abonare. Ce filme de comedie din generația nouă? Alexandru Montragu, ce filme de comedie din generația nouă? Păi, cum se numește, mă, filmul ăsta cu... Zic un film care vreau să-l văd acum pe Netflix. Nu știu, că eu nu prea mă uit la comedii. Păi da... Ce să zic, Oli, n-ai nevoie de puțină bucurie. Dar l-ai văzut până la urmă și tot nu ți-a l-am plăcut. Văzut. Nu ți-a plăcut, ai zis că... În fine, e vechi, mă gândeam că nu o să-ți placă. Ah, nu-mi vine în cap acum. Zi-mă, stand-up. Stand-up, cine face stand-up și joacă în filme și e în vogă acum? Îl știți. Care prieten cu... Dwayne Johnson. Fac ei un cuplu. Zi să-i zic, cum îl cheamă pe om?
E o comedie acum care a apărut cu el. Bă, ești nebun. Stai, mă, caut, că mă disperă. Zi să-i zic. Will Smith. Nu, Kevin Hart. Kevin Hart, bravo. Klo, mulțam. Kevin Hart. Și Kevin Hart joacă într-un film despre care am auzit de bine acum, apropo de comedii. Și vreau să-l văd. Știți filmul? E cu el... dacă am văzut Miami Beach? Am văzut, Sorin, am făcut și... un soi de review la film cu Bobo, la cine Maxi. L-am văzut. Și am zis acolo ce părere am. Dacă asta vrei. Filmul se numește... Mamă. Știți despre ce film zic eu, mă, cu... Edward, zi-mi cum se numește filmul, Claudiu. Edward, Claudiu, zic, da, e șmecher filmul. Zi-mi cum se numește. Cu The Rock, așa, cu... Am zis. Dar cum îl cheam pe om? Pe film. Că nu mai știu, am intrat pe ăsta lui, dar nu găsesc film. Netflix. Hai mă că îl găsesc. Netflix. The Man from Toronto, mă. Ăsta e filmulețul și vreau să-l văd. Am auzit că e Caterinca filmul și vreau să-l văd. Uite, Oli, da bine, tu nu te uiți la comedii. Eu ce să-ți mai zic ție? Nu-ți mai zic nimic. Ăsta, mă. Ăsta e. Și aș vrea să-l văd. Nu The Rock, prietenul, am ajuns la Kevin Hart. La Kevin Hart vreau noi zis să ajung. Dar Kevin Hart face un soi de cuplu cu The Rock, care joacă și în film. N-am văzut comedia respectivă, dar cred că e Caterinca. Și fac ei un cuplu și în general, pe n-ai văzut că postează împreună gagii. Cred că sunt prieteni, ceva, sigur sunt. Așa, am trecut, doar ziceam așa că... Dar Rafael are motive să nu deschide chat-ul, îl înjură. Băi, Victoria Barna, nu știu că nu urmăresc, știi? Dar știu că fiecare o arde cum e lui confortabil și mi se pare ok să fie așa. Dacă cineva e confortabil cu citit chat-ul, că, na, acum hai să fim sinceri, poți să-ți iei hate, poți să mă trezești și eu acum, mai apare cât un băiat îmi zice. Dar lasă-te de YouTube, că... Continuă cu filmele. Na, îs păreri, e ok, știi? Na, we agree to disagree, cum ar veni. Știi? Dar trebuie să accepti că vine și cu parte bună, spre exemplu, mie, comunitatea, cum sunteți voi, așa, mi se pare șmecherie maximă. Pentru că ne înțelegem. Adică ai văzut, mai au fost căpări pe genul, noi desenăm, jucăm un joc împreună și desenăm și evident cineva o să deseneze o pulă. Că ai să pare Caterinca lui. Dar în același timp, dacă eu zic, bă, hai să depășim chestia asta sau hai că putem mai mult, în același timp toată lumea s-a pliat, adică toată lumea zice, da, mă, ok, hai că nu e, știi? Și mi se pare ok asta. Mi se pare că e comunitatea mișto. Acum, repet, toți înjurăm, toți avem momente când avem, știi cum spun și aia, toți suntem proști la un moment dat și deștepți la un moment dat. E inevitabil se întâmplă treaba asta. Dar eu, mie, mi se pare că Caterin că stau de vorbă cu voi, chiar dacă la jocul, spre exemplu, că... Așa mi se pare mie. Dar în același timp pot să înțeleg că altcineva zice, ba nu, mie mi se pare că Caterinca să jocul și... Deci nu mi se pare. Mi se pare că fiecare trebuie să facă așa cum e el, în confort. Și așa este treaba bună. Știi? Uite, lasă vrăjeala cu YouTube, apucă-te de filme, exact. Zice Cosmin. Wow, ai zis cuvântul cu... Da, trebuie să zici, știi, că dacă vorbești despre... El e legend, stand-up, spre exemplu, dacă vorbești despre, ai subiecte, și asta vorbesc la modul carte scrisă, de cum se face stand-up, vă zic vouă că poate, cine știe, nu știu, dacă vorbești despre un subiect,
nu evita cuvântul, în sensul că vorbești despre subiectul respectiv. Dacă leviți, e un pic artificial, pare fals. Adică e ca și cum ai zice, și m-am enervat în pana corbului. Știi? Și m-am enervat mii de tunete. Mii de tunete și de pumnale, dar chiar a fost trăznit omul. Băi, hai că cum mai vedem aici. Dacă vrei animație, să te uiți la Constantine. Aha, șmecherie. Știu, Eduard. Știu, e mișto. Day Shift, zice Răutate. Apropo de comedii noi, îți recomand Day Shift. O vânătoare de vampiri cu Jamie Foxx. Dar ce a apărut ăla cu Jamie Foxx? Pe vreau să-l văd, Răutate pe ăla. Știu despre ce film. Am văzut trailerul, dar n-a apărut încă. Vreau să-l joc, să-l văd că e cu Jamie Foxx și îmi place omul maxim și cu Snoop Dogg. Adică n-ai. Exact, cum zici și tu, o să-ți placă sigur. Exact, asta mă gândeam și eu de când am văzut trailerul. Day Shift ăsta, dacă nu știți, apare pe, sau cred că apare, nu cred că a apărut, că l-aș fi văzut, pe Netflix. Și cred că e Caterinca maximă, na. E Jamie Foxx și cu Snoop Dogg. Despre ce vorbim? Robert, salut. Salut, Andrei. Top Gun 2. Băi, Top Gun 2, vreau să-l văd. E șmecherie, nu? Ți-a plăcut? Am auzit numai, iarăși, lucruri bune despre Top Gun. Am auzit că aplaudau oamenii în sala de cinema. Ceea ce mi se pare șmecherie, că totuși vorbim de Top Gun. Aseară a apărut de... Oh. Uite să te uiți la asta, Wally. Day Shift. La ce? Pe Netflix. Okay. E șmecherie. Chiar e șmecherie, cred că o să-ți placă. L-am văzut și eu ieri, e top, zice și Eduard. Mamă, trebuie să-l văd, dar n-am, știam că apare, dar n-am știut că a apărut. E șmecherie, vreau să văd filmul ăla. A apărut, zice și Bobby, ok, abar n-aveam, uite, vezi? Ban versus Bean? Sau filmul care trebuie să iasă, Ban versus Bean, abia aștept. Deși vineri dimineața, zice Ionuț, n-am știut. A fost destul de mișto. Bă, deci nu, acum dacă am citit câteva comentarii, cred că toți a zis că a fost beton, top sau destul de mișto. Ceea ce e beton înseamnă. Mihai, salut. Johnny Bravo, salut. Redox, e simplu, 78. 78. Mihnea. Low West, Comelio, Killer R3, Crețu PUBG, Stanciu Eduard, GSM, Necaz, Gabriel, Adiță Faraonu, mulțumim de abonare. Man vs. B? 25 de K. Am ajuns la 25 de K? Foarte șmecher, băi, mulțumim. Mulțumim mult pentru abonări. Toată dragostea, mulțumim mult că ați ales să rămâneți aici și deci mulțumim pentru abonări, pentru like-uri, thank you very much, I very appreciating, adică chiar apreciez într-un soi de engleză turbată. Man vs. B, ăsta știu ce zici tu, e Caterin că ăla? Lolo zice Man vs. B, a fost forță, am râs non-stop. Am văzut trailerul, dar m-am gândit că nu e chiar așa. Mr. Bean joacă, bă, nu știu acum numele actorului. Are un nume greuț. Bă, Creative zice, Creative Adi, ceva gen Breaking Bad ar fi mișto să apară iarăși. It Takes Two, Narcotics. Am jucat It Takes Two cu Angel, cu Fimiu. Șmecherie maximă. Dacă n-ați jucat It Takes Two, mi se pare că a luat jocul anului, dacă nu greșesc. Trebuie neapărat să jucați, dar trebuie să-l jucați în doi, cu cineva. Cu iubita, cu prietenul, cu copilul. Deci e blană jocul ăla. Șmecherie maximă, It Takes Two, făcut de aceiași găgii care au făcut jocul ăsta. Deci e forță maximă. Zeno, dacă fac promovare, poate la final. Adică promovare însemnând ce? Să intru la tine pe YouTube? Poate la final? Bag. Sau mâine, dacă e. Manta, mulțumim de abonare. Alex, Mardale, mulțumim de abonare. Dacă asta e,
Da. Iulian, te-ai supărat de ceva. Te-ai supărat tu de ceva, dar nu știu de ce. Că văd că ești cu thumbs down. Legat de, probabil de ceva. Elolo, dai cu Mr. Bean, îl recomand. Am văzut trailerul. Florin, uite, zice, nu e chiar așa de bun, dar aici e chestie de gust, știi cum e. Gusturile nu se discută. Nicușor, te-am salutat, a plecat salutul meu către tine, că uite, mă zici, mă saluți Gianni. Te salut eu, Costi. Și Gianni, prin intermediul meu, cum ar veni. Jucăm, jucăm, îmi place jocul Maxim. Cine mi-a zis, Cătălin, mai jucăm? Jucăm și noi? Sau nu-ți place jocul? Ba da, îmi place jocul. Continuăm. Deci. Deci trebuie să ne ducem asta în celulă, cum zice. Ranga aia. Și cum facem asta? Tu ai făcut ceva până aici? Că am văzut că ai lucrat pe aici. Nu, m-am plimbat pe aici. Am crezut că ai făcut un scaun ceva. Că aici asta trebuie să facem. Păi da, dar cum trecem de gagiul ăla? Păi treci direct, uite așa că merge să treci. A, da, ne lasă? Păi stai mă puțin. Ce? Ăla nu era detector de metale? Că zice smuggle. Furi... Pe asta zic, trebuie să luăm ranga aia, dar o să trebuie să evităm ăsta. Dar cum am putea? Aha, uite aici. Putem cu ăsta? O aerisire, ce e? Ok. Ok, fii atent, Wally, că pe aici trebuie să o luăm. Unde ești? Uite, vino cu aici. Sus, nu? Da, sus. Păi tu... Așa, gata. Trebuie să luăm ranga aia, sau ce am luat noi, nu mai știu. E o rangă. Uite, vezi o aerisire asta de aici. Părinți că eu pot să-ți dau ranga prin aerisirea aia. Dar nu știu unde e ranga respectivă. Unde am... Ce am făcut cu ea? Unde am pus-o? Unde am pus ranga? Jur că nu știu unde... Ce am făcut înainte? Nimic, n-a dat direct aici. A, gata, fii atent că am găsit-o. Am luat asta frumos. Fii atent, stai acolo. Aolo, nu vreau asta să-mi dea cheia, mă. Ce facem noi cu băiatul ăsta? Trebuie să vii tu, fii atent. Să-i stric eu aparatul ăsta, fii atent. Nu te lasă gagiul ăla. Hai să vedem că ei aia când îl țin eu de vorbă sau ceva. Stai puțin, stai că îi dau eu, îi dau conversații. Oprește-te, oprește-te în acțiunea asta, e degeaba. Nu ne trebuie. Uite, fii atent, ia aia acum, ia acum aia. Iau. Ce vreau? Vreau să-ți văd ochii albaștri, nebunule. Hai, hai să mergem, că nu mai e. Gata. Ia uite-mă, băi. Păi aia zic, tu veneai unde veneai, Oli? În mine. Stai un pic. Hai, du-te pe parte. Stai așa, că nu e așa. Așa tot. Băi, Oli, suntem, ce super echipă suntem. Să moară, să facă să dragă. Așa, și acum trec și eu. Și acum mergem jos. A venit cineva, eu nu ți-a venit, brașoveanu a venit. Manta, mulțumim de abonare. Bun. Trebuie să ajungem cu ea la celulită. Adică la celulă. Nu e bine așa. Nu e bine așa. Ia. Yeah. Păi nu te duce, Oli, când mă lași singur aici. Trec eu. A, bravo, încă e șarpe. Imediat am simțit. Ia și mi-o dai aici pe la gratis. Gata, om. Gata, om. Bă, cum ne mișcăm. Bă, băiatule, deci... Gata, om, controlează-mă, că sunt ready. Ce joc e? A Way Out. A Way Out, pușcărie. Te Hales, sau pușcă Te Hales, că a fost tradus în România, în română. Dar așa circulăm noi, zici că stăm la noi acasă, mă. Tu vezi? Unde vrei, unde trece, dacă unde vrei. Dacă vorbesc eu, băieții ăștia. Hai, vorbește tu. E o problemă.
s-a spart aia supapa la la uitați. Ce să le zic, bă? Să le zic că e o bătaie, să le zic... Hai că le dau pe asta cu bătaia, că parcă asta cu... S-au luat la bătaie niște băieți, niște netrebnici. Mergeți neapărat, că trebuie rezolvate toate alea. Mergeți. Mulțumim, bravo, domnii gardieni. 10, 10, domni. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Nu cred că e bine ce faci. Fii atent că a venit ăla. Ajută-o. Mă duc acum. Stai puțin că vreau să vorbesc un pic cu ăla. Stai puțin că vin, te ajut imediat. Acum vorbesc eu cu ei, stai puțin. Casian, mulțumim de abonare. Ionuț, mulțumim. Dă-mi acum. Paolo, ce șerpi suntem, bă. Pune unde? Pune asta undeva. Aici, aici. În veciu, în veciu. În veciu n-are cum să caute nimeni. Așa, tată. Închide viu. Asta e, tată. Gata, mă, e rezolvat. Oli. N-ai pentru ce, bro? N-ai pentru ce? Mersi, mersi. Cătălin, mi-a plăcut jocul, spor să aveți. Așa să fie. Cu cine joc acum, Andrei? Cu Oli. E curat ca lacrima. Am șters tot. Bravo, suntem zei. Pe evadat din pușcării. Dacă a venit și nevastă mea. Ia vezi. Mi-a fost dor de tine. Și mie mi-a fost dor de tine. Bun. Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Păi eu mă așteptă, e de acord cu evadarea asta. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. Am crezut că putem avea încredere în Harvey. What? Why? I don't know yet, but I'll find out. Deci. Aoleu, avem și un copil, bă. Îl cheamă Alex. N-am știut. A, nu știe că am intrat la pușcărie. A, crede că sunt în Italia. Că l-a jupă unchiul. Așa e povestea, așa a zis. Că ăla mi-e crede că sunt în Italia și l-a jupă unchiul. Da, corect. Ok. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, why are you still waiting? Nobody's coming for you. Ia uite, bă, la tine n-a venit nimeni, Wally. Aolo. Ce tristețe. Ești singur și... Trist. Trist și... Ia uite. Ia uite și soția e însărcinată. Ia să vedem ce zice. De ce n-ai venit, nebună? Aștept să nasc, nebunule. Am mai vorbit despre asta? Nu, tu ai vorbit despre asta. N-am zis nimic, nu m-ai lăsat să zic nimic. Ești în pușcărie. Pușcăriașule! I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Please, you know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Hello? Hello? E încălcită povestea, dacă stai să mă gândeam, dacă Gary ăsta nu l-a omorât pe ăsta pentru care am fost noi acuzați. Tu ai acuzat că de crimă. De crimă. Știi? Mhm. Încălcită povestea, măcar la mine soția s-a mutat cu copilul într-un loc în care e sigur.
e pregătită să evadeze. La tine, nu știu, încă nu e clară situația. Alexandru, and then, Andrei, Casian, mulți ani de abonare. Gata, în seara asta plecăm. Aici n-am ajuns cu Bobo. Ba da, ai ajuns la sus. Ba da, ai ajuns și sus de... Am ajuns eu cu Bobo aici? Da. Nu cred, bă. Nu mi-amintesc asta. Cu discuțiile cu soțiile nu le-am avut, nici știam. Abar n-aveam că eu am un copil. Aha, înseamnă că n-ai ajuns. N-am ajuns, sigur, sigur. Deci de aici încolo e nou și pentru mine. Da, Vasilescu zice și e singur și trist. Tic. Tac. Nothing to hope for. It ain't happening. Gata. Da, noi suntem prieteni, cam senzația că se ceartă ăștia, că nu se înțeleg. Nu pe bune acum. Nu? Da, da. De la ce s-au luat? Nu știu. Că era bine. Din cauza ta. Că ai băut prea mult. Stai mă, dar n-am băut nimeni. Când am băut, mă, frate? Sau am trecut cu Bobo de asta? Nu mai știu. Ai trecut, eu zic că ai trecut. Ai ajuns sus pe pușcărie cu... Da, scuze, am dat jocul mai încet, adevărat. Gat, l-am rezolvat. Eșarpe, scap din orice, Ionuț. Tiger, l-am rezolvat, gata. E bine acum, cred. Salut, salut, NFI Gaming Zone. Salut, Andrei. Salut, salut. Pe vremea aia avem un copil, zice. Alienus. Alienus. Zice, pe vremea aia avem un copil cu Bobo. Aici trebuie să ajungem. Nu te-am ajutat cu nimic pentru că m-am gândit că te descurci. Da. Dar aici nu mai știu, mă, jur că nu am pasta. Dacă am făcut-o, înseamnă că s-a șters. Suntem aproape liber, mă. Ești nebun? Aproape liber. Și-am scăpat de la bârnaie. Și-am scăpat, mă, tată. Suntem aproape, mă. Simt aerul la rece de libertate. Fii atent. Ia uzi. Polițiști, gardieni, poliție. Ai văzut filmul ăla cu evadarea din Alcatraz? Da. Ai văzut, nu? Și cum facem gagii ăștia? Nu știu. Ok. O luăm și noi în stânga, că nu e nimeni acolo. E în stânga. Aia că nu ne văd aia, că sunt orbi săraci. Săraci. Gata, gata, gata. Trebuie să ne sincronizăm cu tunetul. Străfulge rara. Și cum îmi dau seama? Stai. Fii atent, fii atent. Lumina e înainte, un pic. E mai rapidă. Și după aia vine imediat sunetul. Ce? Ai. Ce? Nu. Shh. Wally, nu mai da. Gata. Oh, shit. Let's try again. Gata. Un pic târziu, Wally. Ai degetul ăla amorțit. Te-ai simțit? See that tower? Yeah. That's where we're heading. All right. Hey, watch out. Shit. Oh, mai avem ceva om până la libertate. Acum e... Dar măcar e aerul ăsta aici. Și plouă. Ștefano, mulți ani de abonare. George, mulți ani. Octavian, mulți ani de abonare. Alexandru, mulți ani. Pondelo. Stai puțin. Luăm... Pe gagiul ăsta îl punem jos, că n-avem ce să facem cu el, cred. Nu mai avem nimic, e doar gagiul ăsta.
Cum e takedown? Hai stai jos, dorm, 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 dorm copile. Aolo, ce mi-a făcut? Ce scuze, mai trebuia să mai apăs ceva? N-am fost atent, eram păcântat. Am crezut că e suficient R2. Jur, am crezut că e gata. Mă mai duc, lasă-mi pe mine, că acum e personală treaba. Acum e între mine și el. Da, da, nu mi-am dat seama, am crezut că i-am dat-o la urecu. Îl avem gagiul la sus. Hai să așteptăm să întoarcă, zic. Hai. Acum, hai. Pe unde ne ducem? Aici? Nu. Aici? Da, aici. Și ce facem? Come on, over here. Urcăm sus. Deci mă ajut să urc și eu. Nu, nu, nu pleci de nebun, nu fii jegos. Hai. What? Așa, tată. Am crezut că pleci. Aici, vină încoace. Scările astea. Mamă, ce tensiune. Spargem gemulețul ăsta. L-am duduit. Nu, că n-a auzit nimeni. Ah, ia uite ce am găsit aici. Africa. I heard that place is filled with lions and shit. Da, îți dai seama cât de... Nu cred că e pe acolo, vin încoace pe afară. Ce e asta, frate? Ce e cu Olivia asta? Ce e asta? Here you go, buddy. Du-te, frate, fii liber. Uite, mă, n-am putut, mă, am dat drumul și la... și la papagal, pentru că sunt genul ăsta de om, bă. Uite, mi-a dat trofeu mie. Freedom. Pe da, ție nu știu de ce ți-a dat, că eu i-am dat drumul. Trebuie să luăm pe aici. Da, prin casă trebuie să... Da, așa am zis, la un moment dat, dar n-am mai... Nu e nimeni, Oli, de ce merge așa? Aici tu mai repede jur. Dacă ne descurcăm, că ne prinde cineva, îți dai seama. Aici, pe aici, pe aici. Shit. Nu e pe aici. Careful. Ba da, pe aici. Hai. Și ideea e să mergem... Unde? Sus. Sus pe unde te duci tu? Sus pe acolo. Nu e sus. E jos înseamnă. Dar îți dai seama că mi-am dat și eu seama că dacă nu era sus, unde putea să fie? Uite aici ceva. Aici te ascunzi. Hai. Da, aud... Unde sunt ăștia? Te-ai teleportat, Wally, la mine pe ecran. Aha. Ai zburat în față. Dar nu merge mai... Mai? Nu merge. Oh, lol, te-am văzut vin și eu repede. So what the hell are we talking about? Carson. Right. Shit. I already told you. No. Hai. Sunt doi, n-au ce să ne facă Oli, dacă e sărim cu punii pe ei. Le dăm? Da, n-avem ce să facem, hai. Hai. Nu încoace. R2, da? Hai. Gata. Dă-i. Al meu e liniște. I-am dat. Atât. Despre asta e vorba. Libertate. Libertate. Ne ferim de lumină, ok? Ok. Avem un gagiu jos aici, în fața noastră. Sau mi s-a părut? Nu e. Ia vezi cu lumina aia, poate... Aici. Vezi? Nu știu, vezi că vine cu lumina. Nu. Ha? Hai, așa, ce-a scăpat? Haide, mă. Shit. Rămâi acolo, pasă pătrat. Știu, da, nu... Hai, mă. Nu cred, Wally. Ne-a prins, bă. Da, ne-a prins. Goofy, nu știu când joc Spider-Man. Habar n-am.
Când o să fie timp, sunt în urmă cu jocuri, mai trebuie să joc LOL-ul, nu știu, G2A-ul, nu mă, ăsta, zi-mă. LOL? Nu LOL-ul, am zis LOL, ăla, 5M. Vino pe partea asta, Oli, că ne prinde. Vino cu aici, vino cu aici. Că ne prinde, ne arestează pe unde. Da. Stai aici, stai. Haide. E bine acolo, e bine acolo. Nu pleca. Acum plecăm. Acum? Avem timp să ne întoarcem. Ne vede aici? Nu. Nu. Aș mai sta un pic aici sau nu? Hai să mergem. Haide. Nu cred că ne mai vede aici. Nu are în raza lui. Stai acolo. Mă duc, mă ajute să-l omor. Nu fi turbat, nu o lua rău. Nu să-l omori, îl punem jos, fii atent că mă duc eu, îl rezolv pe băiat. Fii atent. Hai, du-te tu. Las-o la mine pe asta. Că mi-e mici ca o panteră, fii atent aici. Îi dau cu liniște imediat. Atât, dorm puiule, dorm. Dorm somnul ăla dulce. Vrei să pun lanterna pe tine? De ce ai venit? Crezi că avem treabă aici? Nu știu, cred că da. Ce să facem? Ne aruncăm cu parașuta peste gard? Hai să coborâm jos atunci. Îmi zice și gasa cum e să coborâm jos. Nu, dar hai să coborâm jos. Păi cum altfel? Să coborâm... Uite, scrie să mergem la tower. Nu, dar... Tower. Mai e unul, da. Unde e Lilant? Unde? Ce e Lilant? Unde e? Nu vă supărați. O fi ăsta din dreapta? Să punem ăla din dreapta oare? Nu cred că să dezafectăm toate astea. Nu. Stai aici sus, trebuie să ajungem. Unde mai aici sus? Unde am fost noi mai devreme? Bă, bune? Mhm. Păi ce să facem acolo, bă? Nu știu. Poze, zic eu, poze, ăsta era răspunsul. Să facem poze. Sweet Gabe, Raul, Ștefano, mulțumim de abonare. George, mulțumim de abonare. Ah, și ne dă pe fringhia asta pe aici. Ne trebuie ceva, o cârpă, o bară de metal, o ceva. Ca să nu ne ardem mâinile. Uite aici, vină cu aia, la umerașul ăla. Bravo. Iată umerașul ăsta. Am luat. Ăla e tata, pușcărie. Te-am pupat pe portofel. Ne vedem niciodată. Du-te, Oli. Du-te cu tupeu. Vino și tu? Încerc, dar nu știu ce are, dar nu vrea să ia aparatul. Alo, băiatu? Așa tot. Hai. Ia uite, mă. Dă-te la o parte, Oli. Oh. Fii atent. Ia uite-mă. Oh, ne prind, bă. Hai, urcă. Ține, apasă și tu pătratul ăla, da? Apăs. Păi da, apeși sau ce faci? Apăs, stai, urcă. Păi fac, urc, mai repede, ta n-am cum. Ata poate trage cu puștile în noi. Hai de capul meu, sniperii. Fugi. Ok, bun. Auzi, se trage. Vino cu aici, Oli, că eu știu drumul. Nu știu drumul, îți dai seama, dar zic și eu. Atât, am plecat. Hai. În față. Go. The fuck is that shooting to kill? Don't stop. Trust. Mamă, dar e puși pe noi, bă. Vrea să ne omoare, fii atent, Oli. Trage la urechi. Cu pistoale, cu arbalete, cu topoare, cu... Ne-a dat la urecu. Gata? Se închide telefonul, de ce? I've been meaning to ask you something. What's that? Back in the prison,
S-a terminat bateria la telefon. Acum nu mai pot să mai mă sună nimeni. Ba da, da. Ceva n-a mers. Ata zic. Ceva n-a mers. Ceva n-a mers bine. No. Marius, mulți ani de abonare. De ce am evadat, mă? Gata, am dominat pe evadare din pușcărie. Eu așa zic. Ne-a dat la... Da, la... La ochi, la ochi, la cu spray, da, cu spray, ne-a dat cu spray-ul, cu topoare, are toate armile pe ei, are toate glonții. Înseamnă că n-a scăpat, mă? Helicopter, tată. Stânga sau dreapta, hai. În față, niciodată. Fine, Vincent? Hai. Cum adică fine, Vincent? Merge pe mine. La mine scria să te urmăresc pe tine, tu la mine. Nu, la mine scria să te găsesc. Ce n-am luat după unde e, că e în spatele meu, unde să-l găsesc. Mai mult de atâta nu pot. Da. Pătrat. Hai. Vezi că eu plec, Wally, nu mai stau, mâncați-aș gura ta. Eu când simt gustul ăla de libertate, nu mai, nu mai stau, în fine, hai. Hai, mă rog. Hai, urcă și tu. Oh, shit. Cops everywhere. We gotta watch out. Yeah. Bun. O să avem grijă. Iată, vină după mine, Wally, că domin pe asta. Fii atent. Stealth. Mă nu face numai ție. Da, aici, aici nu putem să o luăm prin dreapta? Exact. Fii atent, ești lângă mine? Da, vin și acum. Ca niște șerpi, ca niște șerpi de dudou. Au, și câine, asta nu e bine. Câine nu sunt ok. Stai, stai. Trebuie să mergem în partea cealaltă. L-aș lua pe băiatul ăsta. L-aș lua. O luăm în față, fii atent. Nu-l omorâm, nu-i face nimic. Eu, eu! Hey, hands up! Da, mă, da, pe bune, al meu se mișcă în slow motion. Oh, shit. Nu am uitat să-l conectez la priză. L-am conectat, da. Bă, ce vrea asta, mă? Când stai că mi-arată zero. Nu înțeleg ce-mi zice telefonul. Așa, mă, dar... Gata, mă. Hai să... Hai să... Da, cred că se încarcă, nu știu ce. Îmi arată 0%. Ceea ce înseamnă nimic. Luăm în stânga, așa. Și aș lua-o direct în dreapta aici, prin boschetul ăsta. Unde? Uite aici, prin unul ăsta. Unde sunt eu? Ia-o în față. Mergem în față și ne băgăm boschetul ăsta de aici. Vezi că se întoarce ăla. Am putea să mergem, să o ardem pe tupeu maxim. Ăsta o să întoarcă, ăsta din stânga. Acum. Ești lângă mine? Am tot. Sunt pe aici, dacă un boschetul ăsta. Și acum mergem... R2. Da, R2. L-am liniștit. Jos. Mai avem în stânga unul. Și pe ăla am putea să-l ardem pe ăla. Mă duc și eu la asta din dreapta aici. Din stânga. L-am liniștit. Dar nu știu unde să merg mai departe. Hai să... La ăștia doi. Ok, hai la aia doi. Hai la ăștia doi. Ai venit? Da, sunt lângă tine. Deci sunt la... Îl iau pe ăla din dreapta, da. La... Îl luăm 3, 2, 1 și... Atât. Perfect. La culcare cu toată lumea. Direct. Nu am iPhone. Am Asus. Telefon Asus. Și telefonul e Asus. Da? Zici că mă sponsorizează oamenii de la Asus. Să-mi bag picioare. Zici că... Dar mă gândeam să fac o săritură la iPhone, sincer să... Jesus. Nu, hai să o luăm prin spate, că sunt 3 inși acolo, dacă nu greșesc. Ne vede gagiul ăsta, a simțit el ceva. Hai să o luăm așa prin iarba asta. Deci, ia arde-l, dar să nu se întoarcă spre tine, că atât. Hai să mergem, pe aici. Sărim în cascadă ceva.
Asta e prima dată când a vibrat ăsta, mă, controllerul. Ar trebui să-l, poți să-l de, îl scot acum? Oli? Ce să scoți? Păi eu încă l-am încablat la unitate. Eu am scos, n-are treabă. Gata, mă, l-am scos. Libertate, tată. Puteai să scoți de... Mi-a fost frică, mă, mi-a fost frică că dacă tot a mers, mi-era frică să nu se strice ceva, să nu se schimbe ceva. Hai. Salutare, David. Salut, salut. Ateș. Pe unde? Ah, pe aici. Mulțam, mulțam, apreciez. Noi am venit de sus, pe aici, nu? Respect, și eu am tot asus, zice Eduard Claudiu. Și ești mulțumit de el? Știți care e partea proastă din punctul meu de vedere? E prea mare. Și întotdeauna te înjunghie în buzunar. Asta e senzația noastră. E, nu e jumătate, e tot buzunarul, dar te înjunghie. Când te așezi, te înjunghie. Mimi, salut, salut, te pup. Ma, hai, îl iei pe ăla de sus tu? Puteam de mult să scot, a zis și Alex. Cum? Da, da, îl iau eu, îl iau eu. Păi stai, 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 stai. Să fie pe partea ăla. Hai că încerc eu pe acolo, hai. Vrei să mă duc eu la ăla din stânga? Ajungi la el? Mă duc eu, da, ajung, stai acolo. Îmi zici când ești, lângă. 3, 2, 1, hai, ia-l. L-am luat. Aș lua-o în față spre clădirea asta. Adică bine, e, față, e în dreapta, n-avem variantă. Ia să nu uităm în dreapta, de curiozitate. No, chiar nu era variantă. O să mă arunc? Nu pot să mă arunc, asta e bine. Nici jocul nu vrea să ne aruncăm după stânci. De pe stânci. De după. Bun, aici. Hai. Am venit. Am vrut să trec și pe la Xiaomi SWAT 675. Ăla te înjunghe. Nu Asus. Nu știu. Asus e partea proastă la ăsta. E că e... E mare, mă. Jur, deci îl bagi în buzunar. Și data asta când te-ai așezat, dacă ai uitat că ai telefonul, ți-o dă la ureche. Are toate glonțele pe el. Și nu se mai încarcă acum, nu știu care treabă. E adevărat că nu încerc să-l încarc cu încărcătorul lui, am altceva. Alt încărcător. Stai. Mergem, cum vrei să mergem? Pe pod sau pe sub pod? Cum vrei tu. Asta e varianta lui Leo, este să mergem pe pod. Și Vincent zice pe sub. Voi ce ziceți? Peste pod, pe sub pod. Ziceți voi. Pe sub zice Alin. Păi nu știu de ce nu-mi carcă mult. Frate. Mă, frate, nu te juca cu mine, are 4%, mă, nu, vorbesc prostii, încarcă el așa mai... Deci, pe sub, pe sub, peste, 1, pe sub, pe pod, 2, pe sub, pe sub, pe sub, pe sub, 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 mergem, au fost mai mulți, peste, prin, Alienus s-a dus frumos, a zis prin, direct, hai să mergem pe sub. Hai. Zang. Răutate să vă predați. Sub, gata, s-a plecat pe sub. Au fost mai mulți cu pe sub. Da, oricum l-am pe încărcat lent, Alexandru. Eu îl pun pe încărcare din aia lentă. Normal. Nu, lentă, e mai... Ia ceva. Nu, normală să zicem, da. Că e, are fast charge. Dar nu mă interesa că se încinge bateria și moare mai repede. Se distruge. Și îți dă posibilitatea asta, telefonul să se încarce lent și asta mi-a plăcut. Și să se încarce doar 90%, niciodată 100%. Which iarăși, iarăși e interesant. Dar de când am Asus am făcut un singur update. Unul singur, frate, ești de bun. Îți dai seama că ar trebui să mai fie. Dar băieții unul singur au făcut. Mergem amândoi, ne ține asta? Ne ține, mă. Cred că da. Nu, pa. Okay, I'm not gonna look down.
Ba da, mă uit în jos. Mă uit în jos, că e senzație maximă. Avem polițist în stânga sau ce? Elicopter. Lasă-te pe... așa. Ia uite și ăsta cu elicopterul. Ce căuta el aici, mă, pe bune? Mergi în față. Bă, ce faci? Păi mergeam în față, dar a venit să... Mai dărmat din aia, mai scos din toate alea. Aveam și eu. Hai, dur. Nu pe acolo, Oli, vină cu aici. Unde, mă? Vină pe aici, pe aici. Dau astea jos, le... Vezi că s-a rupt astea, bă, băiatul. Mă ajungi și pe mine? Ha. Are you okay? M-a întrebat dacă sunt bine. Da puțin, noi am venit, de unde am venit? Uite pe aici. Let's try to climb across. Hai. Hai, băiatul. Ia uite. Tu ce faci, Voli, acolo? Păi mă aștept să-mi dai și mie ceva să mă urc. Ce faci și bă, băiatul? Ce faci, mă, tata, acolo? Mă, tată, ce faci, mă, acolo? Fii atent, când mă duc și apăs butonul la... Apăs butonul ăla. Oli, mi-a părut bine, frate, dar n-am ce să fac, nu e cale de ieșit, n-am cum să... Pare rău, frate. Să știi că am apreciat ajutorul tău. Adică m-ai lăsat aici să vă primești. Un pic, te-am lăsat un pic, nu fi... You think they could have come that way and swam over the other side? What? Nah, I don't think so. It's a really big drop and the currents of the water are too strong. Nu știu. Really? Trust me. Okay, I've been hiking up here for years. Păi acum trebuie să ajung eu acolo? Da. Dar cum am făcut? Deci pe unde să ajung eu acolo? Stai-mă puțin că am... Și acum cum? Cancel. Stai-mă puțin că vin înapoi. Că am, cred că trebuia să te iau totuși. Cumva trebuia să te iau. Dar m-am grăbit că am simțit gustul libertăți. Iartă-mă. Da, eu nu ziceam, Costi, am terminat jocul ăsta Manhunt 2. De nu e Manhunt 2, Manhunt 2. Ionuț, bine, am revenit, Costi, bine ai revenit, Ionuț. Bun. Trebuie să fac cumva să... Aici, fii atent. Da, 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 gata, gata. Vino cu aici. Te aștept să vii, să te întorci la mine. Te aștept să vii, să te întorci la mine. Ai văzut ce înseamnă? Asta înseamnă muncă de echipă, frate. Vino cu aici, după mine, că știu drumul. L-am făcut de două ori. Pe aici, pe aici. Am început cu iPhone de la... De când am 7 ani și nu știu dacă aș putea să mă întorc la Android. Eu am avut și iPhone la începuturi și Android. Aș putea să mă întorc la oricare, dacă... Dar aș vrea să... N-am mai fost de mult pe iPhone. Eu n-am faza asta cu... N-aș putea să... Mă întorc unde vreau eu, până la urmă. Cât să-mi ia. Care... M-aș întoarce de curiozitate că n-am mai fost de mult. Asta e chestia. Și aș vrea un telefon, cred că mai mic. Da, nu știu, în fine. Poate să fie, poate să nu fie. Eu nu sunt Damn, it's locked. Let's see if we can use something around here to bust it open. Toporul ăsta îl folosim. Ha, tam, imediat. Imediat vin cu toporul și rezolv treaba. Da, da, da. Așa lume trează la ora asta. Relaxing rain. De când am început live-ul am început la 12, oricum am luat prin surprindere că ați fost pe zonă. Că mă gândeam că o să fie mai trist. Că na. E absolut normal. E ora, e târziu și noaptea e neagră, cum ar fi. E târziu și noaptea e neagră. Știi, și de-aia mă gândeam că nu. Dar uite că erați pe zonă, ca niște șerpi. Așteptați în umbră. Tu. Mă duc în rezolv pe băiat și te... Sau nu, te trag pe tine și după aia.
Sau rezolvă pe băiat? Bine, rezolvă. Rezolvă acum. Ia stai cu minte. 4. Quadriceps, stai jos. L-am rezolvat. M-a prins. Poliția, miliția m-a prins. Tu trebuie să faci ceva. Și-o pun de fapt. Fii atent că dacă nu vii, ne arestează pe amândoi la Urecu. Ne trage la... Păi da, eu încerc să vin, dar pe unde să o iau? N-am cum să mă mișc. Uite pe acolo, dar e târziu. Târziu, Oli. M-a prins, mă împușcă la Urecu, la cap. De la cap. De la cap, Oli. Mâncați aici gura ta, te-am iubit. Asta vreau să știi. S-a arestat, bă, atras. Păi dacă ai stat acolo și te-ai uitat la mine, asta se întâmplă. Ia, stai o secundă, că vreau să citesc SWAT, zice. A, nu, trebuie să te miști. Vino, pleacă pe acolo. Du-te. Mai e un pic de timp, un pic. Aș mai zice așa un sfert. Așa merge, nu poți să-i dai mai repede? Nu pot. Vino, repede. Dă-i, apasă manetuța aia să alerge, așa. Du-te, ia-l, dă-i la Urecu. A, nu trebuia să tragă pușca, mă. Trebuia să-i dai și tu să pe silent. A, câini. A. Hai să fugim, câini, tatu. Ia și fugi. O, doc germani. O, săracu, a căzut, s-a împiedicat la băiat. Hai că suntem mai rapizi decât Dobermanii ăștia. Niciodată, îți dai seama. E fals. Dar bine, de panică, de frică, cine știe? Tot e posibil. Dobermanilor! M-am aruncat direct. Ăla e. M-a prins cu mine de mână. Nu te-a prins, mă, de cu tap-tap. Tap-tap-tap. I-am dat. Am sărit. Sunt aici, te prind. Bine, nena. Ia. Atât. Ia uite-o pe asta, mă, mâncați aș gura. Action movie like. Japte, am luat cu mine, vină încoace. Șmecherie, bă. Șmecherie jocul. Din ce an e ăsta? 2018? Da. 4 ani? Ce cu bijuteria asta? Diamantul, vernil. Roz. Nu e roz. E roz. Ia uite-l. Păi și? Ăsta-i jugos. A, nu, ăsta ești tu? Când erai tânăr. Nu ești tu când erai tânăr. Cred că e ăla care ne-a făcut rău la amândoi. Inamicul nostru comun. Da, Harvey, ăsta e. Inamicul nostru. Gagiul pe care trebuie să-l doborâm. Psihic. What's up? Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Merge melodia aia cu... I'm sorry, boss. Look, Sean. You need to find him. Okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now are gonna... Not my problem. You just need to find him. You got it? Și-a scăpat din pușcărie. No, nu merge. So you decided? Yes. Bă, dar mult vorbesc ăștia. Okay. No deal. Bun. Bang, bang. Oh, Harvey e nenorocit rău, zic. E potrivit rău gagiu. E pe el. Da. Așa, SWAT zice, combinație cu iPhone. I-am luat soție acum câteva săptămâni, 12 Pro Max. Așa, deci 112 giga. Dar să nu mă crezi că e mic de tot. Nu, cred că știu că e 12 Pro Max. E tot paletuț așa. Aha, am înțeles, deci decât dacă nu-l compar cu Pro Max. Dar Pro-ul e mai mic, am înțeles, deci atunci nu știu. Damn. Păi schema cu cor? Nu știu, abar n-am.
Ok, 310, cel mai tare cu butoane. Da, 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 ne întoarcem. Albert zice, întoarcem la clasice. Stai puțin, stai puțin, Uli. Că vreau să dau și o pauză, să mă aranjez două cărți, să-mi trag un pic sufletul. Că n-am, na. Iulian zice, am intrat să te salut. Salut, Iulian. E interesant cum eram 7 oameni pe live și acum suntem 500. E, na, suntem 500? Pă bune? Da, 523. Nu cred, mă, bă, mulțumesc mult de prezență. Nu cred, mă, că suntem la... Cât e ceasul, 526, de fapt. Băi, ești nebun. Cât e ceasul, mă? Mi-a murit... 2:30. Mi-a murit la urecu, ăsta. 2:30 și noi suntem 500 de oameni. Băi, adevărat, Iuliane. Adevărat, eram 7. Băi, mulțumesc mult pentru prezență. Încă o dată. Nu știam că suntem atâți. Mă gândeam că suntem mai puțin, sincer. Și eram 7. Nu mai știu acum cât timp, dar eram 7. Nu foarte mult timp. Suntem păsări de noapte. Multe păsări de noapte. La 527 cel puțin aici suntem. Noi suntem 500 și ceva de păsări de noapte. Numai aici ne-am strâns toți pe cablurile astea. Dacă s-a rupt cablul și ne electrocutează, ne-a rupt. Ne-a dat curentul la urecul la toți. Când apare nou sezon Shadow? În toamnă. Nu știu să zic data, dar oricum să vezi că o să bubuie pe pro. Dar anunț, fiu dacă e, că oricum o să mai fiu pe aici. O să fie puțin mai complicat cu programul, cu live-urile, dar mai băgăm. Și anunț, mai vorbim. Mai tiro, mulțumesc de abonare, Omerta, David, Cristi, Joker, Cos, Smile, Neon, Ramses, Kenshiro, sau Kenjiro, Gumball, Finger, Ulgiro. David, Radu, Dani, Sinis, Freddy, Johnny, Ursu, Flavius, Alin, Horatiu, David, Vladix, Alex, DK, Marius. Mulțam, mulțam de abonare. Alex, nu știu dacă facem 50 anul ăsta, dar dacă facem, Doamne ajută. Dar nu știu dacă o să facem. Ba da, cred că ajunge. Vedem, vedem. Facem cât facem. Oricum mi se pare foarte tare că ne-am strâns până acum. Adică mie mi-e bine. Adică mi se pare, e wow, oricum. Mi se pare evoluție. Și cum spun și ceilalți, eram 7, cum zicea și Iulia mai devreme. Eram 7, acum suntem 500. Și eram, nu mai știu, 3000 maxim. Nu știu dacă eram 3000. Nu era. Cred că anul ăsta, acum lunile astea a fost evoluția asta dementă. Dar era mai puțin. Eram, mă bucuram că suntem 500 la un moment dat. Pe urmă s-a făcut 700, pe urmă 1000 și pe urmă s-a dus, s-a rupt lanțul de iubire, cum ar veni și ați venit așa. Dar asta doar pentru că, tot datorită vouă, pentru că ați dat like-urile și chestia, YouTube-ul, algoritmul m-a pus acolo sus și uite așa întâmplător ne-am adunat, ne-am întâlnit mai des din cauza că ați dat voi cu like-urile, cu chestiile, dar m-a ridicat, m-a pus sus. Mă duc, îmi trag un pic sufletul, adică fumez o țigară că încă nu m-am lăsat și... Joker, salut, urmează, fiu tot de băiat. Any tips? Bă, nu, sunt persoana greșită. Dar o să-ți dai tu seama care e treaba. Adică o să te prinzi când... Eu îți spun că când am... Îți spun cum am fost prima oară, când a venit Vladimir pe lume. Eram Bauhaus, adică nu înțelegeam care e treaba, cum facem, ce o să facem, eu, tată, pe bune. Numai că în secunda în care a venit Gagiu pe lume și l-a dus doamna... asistent așa și mi-a adus și mi l-a arătat și după aia l-a luat cu ea, că asta a fost chestia, aici mi-am dat seama. În momentul în care mi l-a arătat, sincer am avut o reacție de genul ăla, nu știu, doamnă, dați cu ceva pe el, că na, el când vine pe lume, pentru că am fost acolo la naștere, nu vine chiar, nu vine la costum, ca să ne înțelegem. Trebuie să îl mai cureți un pic, trebuie să, na, e un nou născut. Și după aia știu că l-a luat și a plecat cu el. Și în momentul în care a plecat cu el, am zis, alo, alo, pe ce facem? Că e al meu, adică să aveți grijă. Vă rog eu frumos să aveți grijă. Adică acolo face de click-ul, știi? N-ai, frate, nu există. Oricum, nu-ți imaginea că e perfect. Niciun drum nu e perfect. O să încerci să ai grijă de el. Sunt absolut convins că când o să-l vezi,
lângă tine o să facă ceasul la click clack. Să zici gata, mă. Băiatul merge cu mine. Faci treabă. Da, tips and tricks. Na, o să fie greu. Mie nu place perioada aia de început, îți spun sincer. Dar eu m-am bazat pe Raluca. Pentru că ea, din punctul ăsta de vedere, a fost tank, îți spun. La mine, nu puteam cu diminețile alea, că nu e... Na, o să vezi până se reglează lucrurile. E greu un pic la început, dar nu e greu ăla cum e la, nu știu, mină. Știi, când sapi și adun cărbun pentru nu știu ce firmă. Că nu muncești pentru tine, știi, acolo. E greu ăla când e... Na, e un greu mai drăguț, mai dulce. Înțelegi, e și greu ăsta, e diferit. Deci n-am, dar ce știu e că fiecare vine cu norocul lui, chestie care just am și aici povești. Apropo de când s-a născut Vlad, cum eram eu când s-a născut Vlad și după aia cum fiecare a venit și e o vorbă. Nu știu dacă ai auzit asta, că fiecare vine cu... Și bă, culmea, dar așa a fost. Adică când a venit Vlad eram... Panică în grădina botanică pe zona financiară. Panică! Dar uite că s-au rezolvat lucrurile așa. Pune crezi dinții, da. Uite că eu nu zici dinții. După aia discuția aia cu... Cum zice, mă? Colici. Jesus. Bă, n-am o problemă de asta, dar cu dinții e dubios. Și după aia zici că stai așa și te uzi la pat și zici, mă, respiră, cred. Respiră? A, respiră. E ok. Adică aveam din asta. Paranoia. El respiră, că n-are nicio treabă, gagiul se dezvoltă încă un timp, după aia începe să gângărească, după aia începe să vadă. Sunt toate alea, toate etapele, dar e frumoasă partea. E frumoasă și felicitări, bravo, să fie sănătos. Mă duc, exact cum zice Swat, mă duc la fumat, vă pun și melodia de fundal dacă vă trebuie. Vă pot să o pun, o găsesc imediat. Cum se numea melodia? Nu, stai mă, o am aici, sunt Bob, o am aici. O aveam aici. Gata, mă. Pun și melodia de fundal. Și mă întorc. Live is coming soon. Adică live începe în curând. Dar mulțumesc pentru abonări. Mulțumesc pentru like-uri. Băi, aveți și voi grijă chitările alea în spate, în capa și gura voastră, că arunc cu banii pe fereastră. Dar mă rog să fie că nu e nimeni cu chitările. Eu când la chitară aici am o chitară de la asta mică, care e mai mică de deci dimensiune, așa de jucărie, oarecum am lovit și microfonul. Mulțumesc pentru like-uri și pentru abonări. Sunt undeva la 2 minute de aici încolo, dacă n-am pornit până acum live, înseamnă că probleme tehnice m-au sunat toți acum, și de la ONU, și de la NASA, și de la toți. Și de-aia nu pot să puneți live acum, dar o să vin în curând. Mulțumesc pentru abonări. Like-uri, că vreau să dominăm. Vreau. Hai să dominăm YouTube-ul. Dominăm pe YouTube. Mă rog, dominăm. E mult spus dominăm, dar mă rog, în fine, înțelegeți și voi acum. Era modul ăla. Ia stai, mă, că dacă tot mai avem aici. Ia stai. Iauzi, prăp, 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 că tot e la modul 2022. Iauzi. Miau. L-ați văzut cumva pe streanță, chiar cu ochi de paianță. E un câi strățuros, de plocos, dar e frumos. Parcă strâns din vetice, casa tot împiedice. Perferițele ia țâne și pe o pânară. Când se încurcă, se descurcă, parcă s-o dică de pucă. Iau. Are însă
neajeală ies. Bră, bră, sergin, un ceas al două, o găină, să se o, care cântă cod-codă, ce faci, oh, ce ce face, dar de când e cu zvolăie, am învățat, știi, și pe brâtă râzi grăbâi, să te scoară pe furiști. Jos! Ia, pune raba, ia cu bătul, oh. Și înghite, o urcă tot. Pune, o, a întrebat, pune, o, a întrebat, gospodin. Yeah. Pune, o, a întrebat, gospodin. Așa a întrebat femeia săracă. Pune, pune, o, a întrebat, gospodin. Doamne, ce să vă zic? Un ofer vinte, dar de cum l-a îmbucat, trată să agile pădat. Și-a jurat cu un lătrat, fuck, fuck. Lătrat, frat, cu lăt, aia a zis că lătrat. Ruff, ruff. Și-a jurat cu un lătrat. La era cu căcuș lui vecină. Zice zeață în gândul lui. S-a făcut, s-a făcut al dracului. Dacă n-am pornit până acum, înseamnă că e panică, înseamnă că s-a stricat Windows, fraților. Dar, închei dacă am ajuns până în punctul ăsta cu mulțumesc pentru abonări încă o dată și ne vedem curând. Sper să reușesc să dau Matrix-ul peste cap ca să pornesc live-ul ăsta odată. M-am întors. I'm back. I'm back, am uitat alea, da. S-a dus adacalul la țigară, exact cum zice Adrian. After Dark. Salut, salut, acum te-am văzut After Dark. Să citească o carte. Hai să vedem mai departe că ai treaba cu asta. Eu ce bine aici în pădure, Oli. Oli, ești pe zonă? Nu ești. Da, sunt. Zici tu când e? M-auzi? Da. I hear you, man. Hai să vedem care treaba. Gata. Păi, deci suntem evadați, ca să zic așa. De evadat, am evadat. Și e și frumos aici unde am evadat, e bine de tot. E pe relaxare, așa, pe partea asta. Pe chill. Mhm. E ce trebuie. Ai, e frumos aici.
Mamă, ce urât e să fii răcit vara. Cine e răcit vara? Eu. Covid? Nu Covid, de la mare. Nu am Covid, covrig. Dar ți-ai făcut test? Sunt curios. Nu. Păi asta îmi place mie la tine. Că merge așa, pă, n-are cum. N-are cum, frate. Dar nu e că am intrat ultima zi în mare și a fost cam rece apa. Se bătea și vântul. E rău. Cam congelat un pic, să zic așa. Și ai dat și cu ceva? Am dat cu niște norofen, cu niște de-astea. Păcat că ne-ai dat cu paracetamol, că la noi trece tot cu paracetamol. Jur că trece tot. N-ai ia cu mâna paracetamol, n-ai cum să... Da. Te doare orice luăm paracetamol. Trebuie să prindem fiecare cât un pește, asta trebuie să facem acum, ca să știi. Să prindem pești. Fii atent că... Anu, fii atent, eu îi gonesc spre tine, stai acolo și prinde unul. Face... Fii atent că îi prindem, fii atent. Vino și tu, înaintează un pic, așa. Ăla e. N-au pus să scape gagii. Nu. Păi și unde să prindem? Păi nu știu, să... Unde sunt pești? Nu știu. Uite pe partea asta, Randa. Vezi că-i trimit la tine acum. Dar n-avem altă variantă, mă? Că nu înțeleg cum facem. Nu știu nicio. Ia fii atent, mă, fii atent cum... Tu-i gonești încoace. Stai. Și eu aștept. Pe ce faci, Wally? Păi stai, unde trebuie să... Îi prindem la unde? Iată, nu mai da, când ajung pe lângă tine. Mă gândesc și eu, că n-am prins pește cu mâna niciodată. Boboi cu pescuitul, el era, că era aici pe zonă, știi cum, ne zicea. Stai un pic la umbră, la... la... Uite, că era de... Bă, care-i treaba, mă? Să stea unul cu uscat? Să facem rost de o undiță? Ia să stea pe uscat. Ia stai mă, că uite aici, e o tabără aici, o chestie. Cineva a făcut foc. Stai așa, că nu e așa. Da, mă, fii atent că asta trebuie să facem. Am luat un cuțit. Am luat-o direct, bă. Unde ești? Pune-și tu pe, la foc acolo. Păi stai că unde te găsesc. Stai aici, Oli. În stânga am. Ia uite. Acum mă duc să... Mă duc să vânez un pește. Stai să fac și eu de-asta. Ia veniți în coace. Trebuie să mă ajuți un... Așa. Și cum fac, mă? A, asta e manevra? Trebuie să... Fii atent aici, că ăsta e mort. Ăsta e al meu. Asta nu te... Ai prins? Nu, n-am prins, că... Ai speriat pești. Că altfel era... Da. Ia, stai tu, Wally. Stai, uite, stai aici, unde sunt eu. Ia, vină cu aici. L-am luat. Cum ai făcut, mă? Hai, ca să nu mai speri. Păi nu, că... Să vină spre tine. Păi da, ca vin... să mă ajuți un pic. Hai că te ajut eu, te dau spre tine. Nu. Hai. Dă-i. Almost, a zis almost, adică a fost aproape. Uite ăsta, e unul aici. A trecut pe lângă tine, Wally, stai și te uiți. Lasă și tu sulița aia și vină și gonește pește ăștia spre mine, că m-au omorât. Stai să lasă asta aici. Da, s-o exact. Să pun la foc. Ia stai ce spune, fii atent aici. Hai că ți-a mișcat. Sunt o umbră. Dar nu mă lasă să o las jos. Bine, lasă că... Hai că ce-o să-i dau spre tine, te vin așa.
Așa, vină încoace. Haide, mă. Ia fii atent, fii atent că pe ăsta l-am luat. Nu l-am luat. Hai, uite, vin spre tine. La unde? În spatele tău. Da, 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 fii atent. Acolo. Dă-i, 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 dă-i. Gata? Gata. A fost greu. Avem ce mânca. Da, da, așa m-am gândit și eu, Shadow. Zicea, fii atent, unul dă splash și altul îi prinde. Dar nu, n-a mers, mai mergea să lăsăm astea jos. Te duci lângă pești, zice Biscuit. Pro Fishing Simulator, exact, zice Bogdan. Da, Adrian, nu e, era tot aceeași chestie, dar numai că nu mai mergea să dai splash. Ionuț, mulțam, mulțam. Noapte bună, Ionuț. Am combatat foamea și azi. Garib. Răzvan, Raul, Robert, Marian, Doco, Dodo, Doica, Dan Popa, Paul, Mr. Pig, Creed, Denis, Dumitru, Coyot, CSNN, Fan Hardware, Ionuț, Robert, Adrian, Dragomir, Alex, Yellow, Alin, cineva, Krezikova, Krezikova, The Recover, mulțumim de abonare. Pateu, te pup de la Fierbinți. De la Fierbinți. Te pup din București, Pateu. Arden, salut. Revoline. Sau Revoline, da. Bună seara. Radu. The Fish Whisper. Am uitat să te întreb, întreabă Ionuț. Mai faci live și duminică seara, adică azi? Păi așa zic, o să fac live și duminică, că am așa o vagă senzație că nu-l termin azi, dar poate, nu știu cât mai e din el ca să... Dar mai... Asta mă gândesc eu, că nu mai e foarte mult, dar aș mai băga și mâine seara, undeva. Nu știu ce o să joc, că vinerea viitoare o să joc LOL, deci... Poate mâine, dacă nu, dacă îl termin astăzi, mâine intru, dau drumul la live și ziceți voi un joc. Ce vreți voi? Joac, groază, ce vreți voi? Abar n-am, nu știu. Și dăm drumul la unul, că nu mi-am mult să-l instalez. Chiar așa, cât mai stăm de vorbă, să instaleze. Dacă e. Dacă e să rămân fără nicio, să n-am nicio variantă, facem așa. Dacă îți lași pe și semeni cu Leo, Cătălin zice, da, știu. Nu e așa că personaj de joc seamănă cu tine? Ba da, ba da, mai vorbim mai devreme, Biscuit. Exact. Real Quest. Da, fac. Fac. The Cruz oficial, Daniel, Iulian, WWKD, Gabriel, Pamski, mulțumim de abonare. N-am scăpat, mă, de ăștia. În căru? Am și mâncat. Eu zic că mergea să faci un test, nu că te ajuta la ceva, că n-aveai, na, aia era, da. Ce test? De COVID. A, nu, că nu am COVID, s-a intrat ultima zi și m-am trezit. De ce, mă, după ce te-ai luat-o? De la ce te-ai luat? Că n-ai. Am mai auzit niște vecini care au zis că n-au. Am congelat ca lumea rău, adică s-a făcut sofia de găine când am ieșit. Mă întreabă Pateu ce monitor am. Nu știu, frate, am un Asus, iarăși ajungem la Asus. 2K, 165 de Hz. Cu G-Sync, 2K, nu e 4K, e 2K, mi-a plăcut mie de el. A fost ceva, a fost ceva bănuți. Când apare sezonul, în, cum stăm, cred că avem vreo, 10 episoade filmate doar. Deci e în lucru, mai avem treabă. Nosferatu mâine? Zice After Dark, Nosferatu. Dacă îl termin azi, poate îi dau cu Nosferatu. De ce nu? Am jucat Horatiu, am jucat Metro. Merg după tine, Oli, că mai arunc un ochi așa și pe comentarii. Am jucat Metro Exodus. N-am jucat ce a fost înainte, dar Exodus mi-a plăcut maxim. La de asta cu mașini, ba da, m-aș băga că am volan, Adrian. Am un volan și aș vrea să-i fac o probă. Aici. M-aș băga la ceva cu mașini. Dar trebuie să-l
montez, că l-am luat. Nici nu l-am achitat, să vă rog, Cristi, să-i dau, să dau bănuții pe el. Că l-am luat și l-am pus în garaj și acolo a rămas. Am și scaun din ăla de... de... spui volanul pe el, cum îi zice? Nu știu, scaun de șofat. Vine acum. Durează cam 6-7 ore o, jocul, așa pe ce îl zice Revolt Line. Nu cred. Pe chill, deci fii atent, a zis așa. Revolain a zis durează cam 6-7 ore, ore pe chill. Deci bănuiesc că dacă faci speedrun, îl faci mai repede. Dacă o să mai joc John în vreun serial, Doamne ajută, cine știe. După ce s-o termina cu fierbințiu, dacă e, de ce nu? Bucovra, zice Iulian. M-am auzit de ăsta. Bucovra? Bucovra e sunt păcănele? Mm-hmm. A, bravo. Bravo, Iulian. Nu cred că e sără păcănele. Nu știu real quest când să mai bag și VR-ul. Abar n-am, am băgat VR, ai văzut că sunt episoade când am băgat. Și nu știu ce să joc pe VR, că... îți spun, VR-ul pentru mine a fost Caterinca. Dar... așa cum a venit, a plecat, acum îl folosesc cu copiii. Să joc Resident Evil 7 pe VR? Jesus Christ. Cu nebunii aia pe acolo, cu bunica aia care credeam că doarme, dar se mută prin casă. Ia stai puțin, fii atent, avem așa. Dăm drumul la cai, zici tu. Sau intrăm peste cuplul ăsta din casă și punem la pământ pe amândoi. Mai violent, zic eu, ia, și tu zici mai pe stealth. Zi. Aș merge un pic obraznic, dar sper să nu-i omorâm, asta e tot. Mie că îi omorâm. Și n-aș vrea să-i omorâm. Adică mie că intrăm în casă, încercăm să-i... să-i, cum zice, să-i luăm ostateci, dar mie că îi omorâm în greșeală. Așa că aș fi tentat să iau caii. Că așa bănuiesc că dăm drumul la cai, ei ies afară din casă și noi rezolvăm. Dragoș, mulți ani de abonare. Uite și Alin, e pe gândul meu. Alin, te-am văzut. Alin RPG zice subdue couple. Adică să mergem peste cuplu în casă. Și Georgiana, am dat drumul la 12. Și puteam să opresc după 2 ore. Că la nu e live de 2 ore. Ba da, e, dar nu pot să mă abțin aici. A zis faraonul, da, stau, dacă e loc a doua zi, stau mult pe live, dar o să am și live-uri de-astea două ore și mai așa, depinde cum o să fie bubuial. Biscuit zice, dă drumul la cai. Alin zice, intră pe străini în casă. Eu îți spun, tu ce vrea, Oli? Cai? Să dăm drumul la cai? Sau să intrăm peste cuplu în casă? Gabriel, mi-a plăcut când ai jucat rolul de partizan prin munți. Ion Gavrilo Goranu era personajul. Filmul se numește Portretul luptătorului la tinerețe. Mulțumesc, Gabriel, apreciez. Alina a venit din nou cu cererea că să intrăm cu caii plictisitoare, că a făcut-o el, a zis. Ionuț, te simt cu caii, că și Ionuț zice să luăm caii. Dar uite, zice Alina acolo, caii plictisitoare, că a făcut-o el. Zic să fie puțin mai pe acțiune. Mai bine caii, zice Alex, intră peste ei în casă, zice all hate me. Intră peste ei, că nu-i omori, zice Alin. Ștefan. Salut, salut, Denis. Ce calculator? Adiză, te duci în descriere și vezi ce calculator am. Un Asus, e sistem făcut deja. Și ăsta e Asus. Totul e Asus, frate, la mine. Întâmplător. Și la un moment dat sper să mă sune oamenii de la Asus să zică, băi, noi n-am știut că tot e la tine foarte multe chestii de la Asus. Uite, hai să-ți mai dăm noi un calculator. Mă întind. Dar zic, ideea... nu m-a supărat să apară. Hai să intrăm. Băi, vă zic așa sincer, că dacă a zis Alin mai sus că e plictisitoare asta, hai să mergem un pic peste ei în casă, vedem ce se întâmplă. Hai, vino cu mine. Am apăsat. Ok, then. Front door should be on the other side. Yeah, let's go. Come on. Intrăm peste ei în casă. Peste ei și gata, exact, Alex.
Vedem care e treaba. Stay low. Ok, hai să-i găsim pe Gagi. Am uitat. Eu mă gândesc să mă gândesc că sunt mai în vârstă. Tu ce crezi, Voli? Eu am văzut că are un trancan la pe masă, treaba ta. Ne vede Gagica. Doamna ne vede. Are o pușcă în mână, chiar. Adică nu știu dacă i-am prins bine acum, că ăla chiar e curăță armă, ca să ne înțelegem. Dar mă gândesc să intrăm ca niște șerpi care suntem noi. Ne vede, ne vede. Nu ne mai vede, gata. Mă gândesc să o iau așa. Stai, stai că mă duc eu, mă duc eu. Că ea n-are armă. N-are armă. Mă duc direct pe el. Mă duc direct pe el. Nu behind you, mă. Bă, du-te mă de aici, mă, că îl aveam, am crezut că l-agăț. Fii atent că nu știe că ești tu acolo după colț. Fii atent. Nu trebuie să facem pe asta. Hai să luăm pe afară. Păi n-ai cum să o iei pe afară. Ba da, fii atent, tu stai afară și bați în geam când zic eu. Ca să le... Da, mă, fii atent că, bă, ce dracu, mă, dar eu degeaba am lucrat la trupe speciale, mă. Astea sunt la degetul mic. Stai și tu jos. Așa. Hai, ieși. Nu tu, nu tu, nu. Stai că vorbeam cu mine acum, Oli. Știu, da. Aolo, era cât pe ce? Ia stai. Ia du-te la geam. Și fă ceva la geam acolo. Nu mă las să fac nimic. Bine. Dar dacă mergem sus la etaj, fii atent că sunt șarpe. Fii atent că sunt. Fii atent că nu, n-ai cum, care behind you, că sunt la etajul 2, ești nebună la cap. Ia stai un puțin. Da, Diță Faraul a zis 5000 IQ play în direct. Sună la ușă, zice Ezekiel. Bravo, bravo, sună la ușă. Ia sună la ușă. Pare o mișcare logică asta. Tu suni la ușă și eu sar. Hai. Eu sunt în casă, șarpe, înțelegi? Pe dupe dulap. Tu unde ești? Te gândești când să sun. Sună acum. Am sunat. Ezekiel. Dar de ce speriat aia, mă? I should find a way to ambush them. Păi sunt aici, direct pe ambuscade, ești nebun la cap. Alo, băiatul, stai cu minte. Ai văzut? Nu-l împușca, Oli, atâta. Că era... Mihai, mulțam, Grasu, mulțam, Dragoș, mulțam de abonare. Just calm down, you're gonna be fine. They can't get away with this. Look Dam, at us. Așa a fost mai bine. Mai bine că n-am intrat pe coș. A zis Bogdan. Sună la ușă, vorule. Ezekiel. Sau Ezekiel. Mulțam, mulțam. Da, mulțam de info. Let's find some new clothes. Yeah, and I saw a truck in the other barn. Ia fii atent că poate o avea altă variantă. Unul trebuie să urce pe peretele de afară și intră la etaj și dărâmă o floare. Noi am mers pe varianta asta, deci mai era o variantă. Bun, ce trebuie să facem? Ăsta, trebuie să mergem la camion. Bănuiesc că camionul e în garaj. Deci, n-avem ce să căutăm aici. Unde e garajul? El garage. În barul ăla nu cred că e garajul. Așa că avem un câine, o să-l împușc. Dacă vine și mă atacă, îl împușc. A, e porc, e ok. Stai jos, stai liniștit. Să fie în hambar mașina? Nu știu. Cred că da. Nu scai aici. Da, cred că a dus-o la etaj. Unde e mă truck ăsta? Nu știu. Unde e camionul, frățică? Unde e camionul? Uite și fac asta, stai să vedem și facele astea.
Hey, Bessie. Ah, uite, măi, dau de mâncare lui Bessie. Want some grass? No? Well, fuck you too. Ce a zis ăsta? You want some grass? No? Well, fuck you too. Direct. Vlad, mulți ani de abonare. Mihai, mulți ani. Ăla-i garajul. Nu e garajul. Ce faci, bă, acolo? Mă joc. Nu vreau să arunc ce mă, ce ai. Gata. Aolo. Au, ce drept am fost. Au. Cum, dracu, la mine se vede iurea? Bă, dă-i drumul odată, mă. Eu nu știu. Lasă-mi, joacă-te și tu. Ia ce avem aici. Vedeam acum, un fel de surprize aici. Uite pisica aia, bă, ia uite-o, bă, e turbat. Ce asta? Fii atent că am luat și asta, bă, ce întâmplare întâmplătoare, fii atent. Că nu știi când ai nevoie de niște benzină. Corect? Nu cred că e ce trebuie. Nu cred că nu cred că ne ajută asta. Dă-te în față, Oli, și deschide aia. Asta mare e. Schimbă hainele. Alex, cum am evadat în părnaie cu așa cu tehnică. Some help, please. Vezi că trebuie să vii să mă ajuți? Poți să dai tu înapoi. Să vezi cum am evadat. Schimbați-vă hainele. Zice Chielu să ne schimbăm hainele. Lasă-le pe asta. Nu că zice și Mircea. Și germanul zice schimbă hainele. Păi de unde putem? În casă, da. Maxim, mulțam, maestru, mulțam, Tiberiu, mulțam, Alexandru, mulțam de abonare, Dacian, Dacian Rus, Vlad, mulțam de abonare. Da, mai au dreptate, mă, are dreptate, fii atent că, da, ce să mai zic acum când zice Adrian, Adrian oprea, zice, scrie acolo în colț, change clothes. Da, chiar scrie pe, în ochi. Mare. Deci, da, adică asta, chestia asta de nejena la ochi. Era asta, schimbați hainele. Și mă reparăm ăsta, dar hai să ne schimbăm hainele, că vreau ceva așa mai exotic. Sigur. Aveți cu să schimbați hainele. And boss. Da, aveți dreptate. Aici chiar aveți dreptate, că chiar n-am cum să... Dacă eu nu știu care, nu știu ce ai să intru pe ușă. Hai sus, în dormitor trebuie să mergem. Hai sus sunt. Da? Dar nu găsesc aici. Eu vreau hainele bunice. Închisușa, băi, și chiar... Hai mă, ce dracu, te-am văzut când ai... Ia, uite-mă. Ia. Dă-te la o parte. Hai să vezi aici. Fii atent. Așa o facă, ce ești mare vreo. Ești pregătit? Fii atent acum. Fii atent aici. Ia fii atent, fii atent, fii atent aici. 3, 2, 1. Iartă-mă, băieți. John Rambo. Când vine în oraș, dacă știi. Ai văzut John Rambo? Da. Dacă ziceai nu, închideam stream-ul acum. Bun. Și să reparăm camionul. Și să ne tirăm. Dar îmi place cum merg eu cu pușca asta pe spate, n-am nicio treabă. Am încercat să sar peste asta, n-a fost să fie. Bun, mergem jos. Abia când poți, schimb hainele, poți să-ți iei, puteți să luați mașina, zice Cătălin. Am... Unde am mers eu, mă? De nebun așa. Ia ceva mai casual pe tine, nu că la pârna e zebră, bro. Dar nu eram în zebră, eram în maiou ceva. Partam bine, pe brațe, cel puțin. E o ușă când te urci pe... Deci... Ce vrea ăsta?
O roată ceva, trebuie să găsim. Nu mai avem baterie și ne trebuie un cric. Ai găsit tu cric? Ha? Nu, e coarbă de aia care desfaci și roțile, am găsit eu, dar... Ne trebuie un cauciuc nou. Un cauciuc, da. Un cric. Păi e pe cric ea. A, e? Da. Uite, e ridicată de cur. E într-o parte așa. De fund, zici. Vezi, zice, let's find something to lift the car. Deci avem nevoie de ceva ca să ridicăm. E bun, e. Must be something around here we can use to lift the car. We'll need a new tire. Let's look around and see what we can find. Pinch bar, uite aici. Fii atent aici. Ești pregătit? Fii atent. The battery seems dead. Hai, am zis bateria. Baterie n-avem? Hai. Lift. Vino încoace. Vino încoace. Păi tu, poți să o ridici singură. Păi da, bravo. Vezi tricepsul ăla a lucrat în pușcărie? Nu vrei să vii să mă ajuți un pic? Că am senzația că nu pot. Păi dar nu-mi dă să te ajut deloc cu nimica. Ia. Uite. Nu-mi dă... Ia, fia. Păi și atunci trebuie să dăm cu ceva. Ăla, vezi că... Ce? A, nu, e cheia. A ridicat degeaba, zice Adrian. Are dreptate și Adrian. De ce a ridicat? Ce fac eu acum? Roata. Nu știu. Roata, trebuie să găsesc roata. Bravo, om. Băi, răutate, îl țam, apreciez. Îmi place numele ăsta, răutate. E bine rău de tot. Hey, there's a tire on the other side of the barn. Ia auzi. Ce faci cu ăla? Nu se pare mai simplu să ridicăm cu ăsta? Băi, ai zis că e un cauciuc în partea cealaltă a hambarului. Adică acolo, nu? Ia, unde ești? Unde e șmecherezul ăla? Și nu poți să-l lași în jos? Pierdem conexiunea, Oli? Da. Îmi zice că pierdem conexiunea. Nu poți păi să... E de la tine. E de la mine? Păi, da. Te jucă cu foc. Ia să vedem. Ia că fac un test de viteză. Nu mă lăsa internetul. Dacă dispar, mă întorc, ca să știți cum, e, cum stă treaba. Dacă se mai întâmplă, mi s-a mai întâmplat toată. 900, 30. Nu, sunt bine cu viteza, să știi. 1 ping, 939. Cu 594. Sunt bine. Dar s-ar putea să mai am spike-uri. Dă-mi invite înapoi. Păi cum m-ai făcut, Voli? Păi nu știu, mi-a dat eroare. Ah, ok, bun. Hai să facem chestia asta, cum fac chestia asta? Okay. Ia fă și tu un test de viteză. Ia să facem un test de viteză. Ia vezi. Nici internetul nu mai vrea, bă. Nu ne mai vrea internetul pe el, cum ar veni. Vrea să ne dăm jos. E de la mine, bă. E de la mine. E de la tine? Da, cred că da. Cred. Am niște... Eu am 900. Și eu la fel, dar sunt niște spike-uri că n-a vrut ăsta să pornească din prima. Da, Raul. Exact. Rip. Da, se restartează dacă nu pică la modul ăla grav, Bogdane. Dacă pică de tot, nu se mai restartează nimic. Bam. Ok. Hai să vedem. Poate a fost au fost niște noduri. Știi cum e? Exact. A venit. Play online, ceva nu? Ceva înfundată. Da. Da, mă. Da. Se mai întâmplă și asta. Se numește viață. Da, Mihai. Asta vreau să fac. Costi, bro, urcă și tu și agăță-te de scripetele alea de acolo. Asta vreau să fac acum, dar din păcate... N-am mai putut, n-am mai ajuns. N-am mai ajuns lățimea de bandă, cum ar veni.
ți-am trimis. Mi-ai trimis? Acum vin. Deci Mircea, asta vreau să fac. Păi uite, dacă vezi că trebuie să o luați de la început, de la început vedem de unde. All hate me. Stai că vedem ce înseamnă de la început. Nu de la început, de la început. Continue, avem acolo. Ai venit? Acum vin, stai o secundă. Și avem chapter select sau continue. O să dau continue. Alexandru, salut, salut. A furat Adiles routerul, zice Nicolas. Dar se tot oprește live-ul. Why? Nu, acum s-a mai oprit. Nu știu. Hai că fac o verificare. Una verificație. Nu, suntem bine, suntem bine. A, nu, are dreptate. YouTube nu primește video pentru a asigura o... Nu, ar trebui să-și revină. O să rămân cu eroarea vieții. Da, o să-și revină, sigur. Din cauza asta... Revoline. Din cauza că... Că mi-a murit mie internetul. That's why. Stai puțin că îl fac o verificare și pe telefon. Că acum... Gata, și-a revenit și YouTube-ul. A dispărut eroarea aia. Iarăși a apărut. Ok. Păi, deocamdată merge. Din ce văd eu aici. Iarăși, mă? Hai, mă. Pe bune, frate. Așa se termină live-ul ăsta, mă? A murit iar? Mhm. Da, m-a scos și pe mine. Păi eu am internet, asta e ciudățenia, știi? Sunt bine.